La toți de față și viitor sănătate, sunteți ca de fiecare dată la Vreau să știu și vă mulțumim pentru acest lucru. Tot ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Casa Pariurilor, cei care sunt alături de noi de atâta vreme. Nu vă speriați, nu s-a întâmplat nimic, nu este o greșeală de montaj, cumva să vă închipuiți că la montaj s-au introdus cadre din alt film. Nu, așa cum puteți vedea, masă plină, masă îmbelșugată, ei bine, despre asta vom vorbi astăzi. Nu mi-am luat perie nouă, pentru că invitatul nostru de astăzi a venit cu peria proprie și personală, dar este un personaj fabulos. Fabulos din două puncte de vedere, prin prisma istoriei familiei sale și prin prisma a ceea ce face acum. Uitați-vă puțin, acestea sunt doar câteva dintre realizările lui: educator de protocol și ospitalitate, lector asociat la Institutul Diplomatic Român, consultant Horeca, instructor formare restaurant hotel turism, auditor hotelier, restaurant și bar și aici ceea ce ne place tuturor, curator de vinuri și somelie. Dragi prieteni, fără niciun fel de altă introducere, Virgil Bănescu! Salut, Virgil, și bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, mă simt onorat să stau pe acest scaun pe care au stat mari personalități ale societății contemporane. Lasă că nici cu tine nu... Eu cu Virgil am vorbit prima dată pentru o invitație la acest podcast. Înainte de a-i da drumul acum un an și jumătate, n-a trecut mult timp până mi-am adus aminte că omul mă sunase, cu scuzele de rigoare, încă o dată am predat armamentul. Dragi prieteni, intrăm într-o lume miraculoasă, o să vedeți că nu sunt cuvinte mari. Ideea este ca eu să fi dat doar binețe și ar trebui să tac, pentru că Virgil este aici alături de noi. Încă o dată, bun venit! Ce facem aici astăzi? Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. O să facem numai lucruri bune. Am zis să facem un periplu prin ceea ce astăzi este destul de dezbătut și discutat în societatea contemporană, și anume partea aceasta de etichetă socială, bune maniere, curtoazie, protocol și diplomație. Pentru că fiecare întâlnire cu un alt semen are unul dintre aceste elemente. Un element de curtoazie bună oară, un element de diplomație, un element de protocol, un element de etichetă. Și de foarte multe ori ne lovim de aceste aspecte și nu știm cum să reacționăm, să spunem mai frumos, ca să nu spunem să știm cum să ne purtăm sau cum ar trebui să ne purtăm. Bun, mulți dintre cei ce ne urmăresc este posibil să zică, dar sunt lucruri învechite. Ei bine, nu sunt lucruri învechite, să știți că în decursul, eu ce am văzut din lumea bunelor maniere, nu se schimbă foarte multe lucruri, se schimbă doar personajele. Adică dacă o regulă de bune maniere inventată pe la 1890, astăzi ar părea anacronică, să știți că ea funcționează implacabil. Este la fel de bună și astăzi, numai că personajele s-au schimbat. Și anume spun că a suferit unele modificări și unele nuanțe. Despre asta este vorba. Dar regula de bază rămâne. Regula de bază rămâne, nu se modifică. Iată-mă, Virgil, uneori ne e dor de regulile astea. Mult. Mult. Când vedem cum lumea s-a schimbat, acum ok, noi trebuie să ne adaptăm, să înțelegem că suntem în 2023, tâcă e tâcă. Și vorba ta, a venit Virgil, bă, cu pahare de la 1900, dar de cele mai multe ori ne e dor de ele. Chiar dacă putăm un tricou, chiar dacă mergem în pantalon scurt și așa mai departe, ne e dor de bunele maniere. Da, și ca să începem cu un element, să știți că acesta nu ține neapărat de bune maniere, ține foarte mult de elementul de curtoazie. O să explicăm astăzi care este diferența între aristocrație, burghezie, meritocrație, regulile de bune maniere și regulile acestea ale clasei sociale stinse la ora actuală, respectiv ale marilor conducători sau ale familiilor regale. Așadar, când se vine în vizită, știți cum e, nu fi, cum se zice, în popor, nu fi neam străin, vino cu ceva. Ei bine, eu să-mi prezint scuze și pentru că nu se vine cu mâna goală. N-am vorbit, nu nimic, mii de mulțumiri, poți să mă uit? Sigur că da. Gata, așa e ok să te uiți când le primești? Este chiar indicat, dacă perfect, nu recomandat să te uiți, pentru că... Chardonnay 2019. Și este semnat de mine. Mă scuzați, atât s-a putut. Atunci să le lăsăm aici ca să... Și cărți ca astea, știi că îmi plac. Avem bunele maniere la masă. Maniere digitale și așa ceva există? Da, există la ora actuală, lansez anul viitor. Și stilul vestimentar masculin contemporan. Acesta, din punctul meu de vedere, este cea mai bună carte de pe piață. Din păcate nu se mai găsește, dar eu am un stoc suficient de mare încât să acopără o destul de multă parte. Le pune aici. Eu mulțumesc. Virgil, în primul rând, tu faci parte dintr-o familie
cu tradiție, cu tradiție și din punct de vedere istoric, cu tradiție și din punct de vedere Horeca, hai să-i spunem, nu? Sau a ospitalității, pentru că familia mea activează de mai multe generații, nu o să dau un număr, pentru că am fost adesea certat că nu știu să număr generațiile, mai puțin contează numărul de generații. Cert este că în domeniul ospitalității eu n-am avut o vocație către această profesie. Nu am avut o, cum să spun eu, o deschidere către această profesie. La mine a fost o obligație și așa am considerat-o de mic. La vârsta de 6 ani am fost întrebat de către mama mea ce vreau să lucrez în viață, ce vreau să fiu în viață, ca orice părinte care își întreabă o de asta. Și eu am zis: mamă, nu știu ce vreau să lucrez în viață, dar vreau să fiu într-o cămașă albă cu papion. Și au zis: așa ai zis la 6 ani? Bun. Da, mama îmi povestește. Și așa te știe toată lumea. Tu ai și tricouri? Am câteva tricouri, dar nu le... Ai fost fricasă, cum se zice. Nici, nu putem stăm în tricou în casă. Îmi cer scuze, am ridicat mâna, ți-am zis de la început că... Și au fost foarte încântați pentru că au scos să aibă un muzician. E adevărat că eu am cochetat în copilărie cu pianul, dar mie îmi plăcea mai mult acordeonul. Deci nu, ceva nu s-a legat. Mergând mai departe pe linia aceasta, noi am avut în familie, am avut bunica mea a fost profesoară de pian la Leipzig. Deci totuși am crescut cu, ei au crescut cu un pian de concert în casă, a fost confiscat de comuniști la venirea comuniștilor. Asta nu mai e nici. Nu am știut ce să fac mai departe, am știut destul de târziu de ce vreau să mă apuc. Pe la vârsta de 14 ani am decis că viitorul meu va fi în domeniul ospitalității. Cum spuneam, la mine nu a fost o vocație să intru în profesia aceasta, ci a fost o obligație morală de a duce mai departe moștenirea aceasta primită din familie. În perioada comunistă, datorită vremurilor și restricțiilor, cu ghilimele de rigoare, în casă nu se vorbea foarte mult. Eu provin dintr-o familie cu dublă ascendență sau cu dublă paternitate. Pe jumătatea mamei sunt aromân, iar din partea tatălui sunt evreu. Așadar, o combinație foarte bună pentru comerț sau pentru... Perfectă! Da, deci cei care gestionau foarte bine banii și alții care erau dispuși să muncească nenumărate ore. Asta se vedeau și la mama și la tatăl tău? Nu s-au mai văzut atât de mult, pentru că comuniștii au închis foarte bine aceste robinete ale micii burghezii, adică noi dintr-o casă somptoasă în centrul Bucureștiului am fost obligați să stăm, eu mai puțin în perioada comunistă, că sunt născut în 80, dar părinții mei au fost obligat să stea în 2 camere, dintr-un apartament de 9 camere. Adică și cu celelalte ce s-au făcut? Au venit alții? Au venit într-o seară, ne povestea o doamnă care a murit în urmă câțiva ani de zile, care a fost femeie în casă la noi timp de 4 generații, a fost femeie în casă la străbunicul meu, l-a crescut pe bunicul meu, a crescut-o pe mama mea și ne-a îngrijit și pe noi până în urmă cu 4 ani de zile, tanti Mărioara, o femeie foarte simplă, dar cu un suflet de aur, și ne povestea foarte multe lucruri care s-au întâmplat în casă la noi. În 47 au venit într-o seară, au venit o grupă de oameni de la securitate, la serviciul statului și așa mai departe, și a zis: cine locuiește aici? În biroul străbunicului, în biroul lui Iorgu. Și a zis: cine locuiește aici? Păi eu, de astăzi numai, ei sunt noi chiriași. Noaptea la 12. Ce ne povestea aia? 4 amanuri, 2 Ciucurencu, 1 Pătrașcu, Tonița, Luchian, toate în biroul străbunicului. Astăzi nu mai avem nimic. Mai avem câteva fotografii, câteva cărți și așa mai departe. Dar acestea au fost remuite. Da. Cu ce am crescut eu pe lângă faptul acesta? Am crescut cu o carte care este destul de cunoscută în epocă. Este o editare din 1979 și la un moment dat am citit despre e vorba despre de la Hanu Sherman Vodă la Hotel Intercontinental. Face un parcurs prin locantele Bucureștiului antebelic, dar și interbelic, ajungând până în perioada comunistă, și cam aici se oprește, că Intercontinental era reperul suprem al hotelului. Și am citit o chestie foarte interesantă. Când eram copil, atenție, nu știam despre ce e vorba, pentru că în casă nu se vorbea despre acest lucru, ca nu cumva noi să ne scăpăm sau vecinii să audă și așa mai departe. Și am citit o chestie interesantă, Grădina Leu și Cârnatu, un nume foarte șugubăț în ziua de astăzi. Se afla pe actuala stradă 11 iunie numărul 54. Astăzi este o locantă de bine, se numește Fabrica. Este primul restaurant al familiei noastre, dar atenție, de la străbunicul meu, pentru că străbunelul meu
Avea și el restaurante, dar încă nu avem date fizice și atunci decidem să vorbim doar pe documente, nu să vorbim din tradiția orală. Bacalbașa vorbește foarte mult despre restaurantele familiei, vorbește foarte mult, a spus-o nenumărate ori și chiar public academicianul Dinu C. Giurescu, în patul lui Procus. Sunt peste 350 de articole și cărți scrise despre locațiile și locantele strămunicului meu. A doua clădire sau al doilea restaurant pe care l-a făcut în ordinea restaurantelor este Grădina Pariziana pe locul actualei Case de Cultură 11 Iunie, fosta grădină la 7 Nuci. După aceea s-a făcut restaurantul Carpați de pe actuala librărie Mihai Eminescu de la Universitate. După care s-a făcut restaurantul Luzana tot pe 11 Iunie. Restaurantul Luzana a fost perla sau juvaierul coroanei, pentru că a fost cel mai mare restaurant deținut de familia noastră. Au plecat cu niște localuri modeste de 50-70 de locuri. Penultimul restaurant, cel de la Universitate, avea aproape 600 de locuri. Un pic mai ușor. Ținea de la colțul străzii Academiei până în față la Mănăstirea Sărindar, la actuala fântână Sărindar. Tot blocul acela, tot cu Romarta. Cu frizeria Bad. Cu... Da. Și de la 600 de locuri de acolo, Iorgu Străbunicu a zis că nu mai vrea un local așa de mare și s-a mutat pe 11 iunie numărul 41 și a făcut un restaurant cu 2600 de locuri. Poftim? Da, a fost cel mai modern restaurant. Și o să vă citesc acum. Grădina Luzana, situată pe strada 11 iunie la numărul 41, era foarte spațioasă, înconjurată de pomi și de multă verdeață. La început se numea Suzana, dar mai târziu, când a fost trecută în concesiunea unui alt patron, acela refuzând să ia în considerație pretențiile celui care i-o vânduse, de a-i plăti suma în plus, străbunicul o denumește Luzana. Dar să știți că nu acesta a fost principiul pentru care nu a păstrat numele. Pe străbunica mea o chema Ludmila, dar ne aflam într-un București franțuzit și nu putea să pună un nume slav. Străbunica mea, o poveste foarte interesantă, născută la Karlovka, fată de general din armata țarului Rusiei, venită în România, cunoscut cu Iorgu Seriu, deși a român. Le-a prit foarte bine această uniune și a zis, cumpa mea, ce cadou pot să-ți fac mai frumos decât să pun numele restaurantului, numai că l-a franțuzit. Adică din Ludmila a ajuns Luzana. Asta e originea numelui. La parter grădina avea mici salonase intime, la etaj o sală mare pentru mese festive, banchete și nunți. La Luzana venea protipendada capitalei, boieri și oameni de afaceri, înalți funcționari și așa mai departe. Localul era printre puținile din București, care prin 1930 dispunea de cea mai modernă dotare la ora actuală. Avea mașină electrică de spălat vase, 1930. Mașină automată de curățat cartofi, 1930. Grătare acționată electric, 1930. Mașini de aer condiționat, 1930. Mașini de făcut gheață, electrice, 1930. Și vorbește aici că existau mai multe grătare în cadrul bucătăriei și așa mai departe. Grătarele se împărțeau 1930. Peștele nu atingea niciodată puiul, puiul nu atingea niciodată vita. Grătarele erau separate în zone separate. Deci cei de la ar trebui să se uite un pic în această carte. Vorbește despre patricieni care erau foarte cunoscuți în epocă. Vorbește despre balercă. Ce mi-a plăcut foarte interesant că... academicianul Dinu C. Giurescu mi-a povestit, când era copil, se ducea cu tatăl său la Luzana și venea străbunicul și le punea o covată din aluminiu la piciorul mesei cu 12 sticle cu vin și 12 ape minerale. Și zicea, Coane Iorcule, dar nu putem să bem atât. E, ce nu bezi, nu plătiți. Și povestește Dinu C. Giurescu, povestea că zice, până la urmă se consuma tot, comandam și niște pui la ceaun și așa mai departe. Ei bine, de la fundamentul acesta am plecat eu către industria ospitalității și o să rugăm regia noastră tehnică să înceapă mica această incursiune în... Povestea foarte interesantă, povestea familiei și de ce merg foarte mult pe ea, pentru că foarte mult și vorbesc de tineri, își uită rădăcinile și nu mai pun foarte mult valoare pe moștenirea aceasta imensă pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri și ar trebui să mergem foarte mult pe acest, indiferent ce au fost părinții în viață. Eu am avut norocul să mă nasc într-o astfel de familie, dar chiar dacă au fost sudori,
dați-mi, dacă astăzi îmi găsiți un sudor în câteva ore, jos pălăria. Dar nu mai găsim, adică nu există o rușine în ce profesie, indiferent de profesia pe frumos care o avem. Asta, da, corect, așa este. Acest tânăr simpatic, bine, este o plăsmuire această poză. Iorgu Ceseriu pleacă din, născut în Imperiul Otoman, el de fapt, pe atunci în zona Macedoniei, pleacă din munții Pindu, deci dintr-o zonă, da, preponderentă destinată oieritului și am o chestie așa, o dau în primer, am o carte pe care o scriu de proză fantastică legată de povestea familiei în domeniul ospitalității și spun acolo la un moment dat că străbunicul meu vorbea cu tatăl său și îi dădea o povață de viață și zice: fiule, să nu cumva să mergi cu oile prea sus la munte ca nu cumva să te întâlnești cu Dumnezeu. Și am zis că chestiunea asta mi-a venit ca inspirație, dar mi-a dat-o faptul că provine dintr-o zonă care preponderent a fost destinată oieritului. Pleacă din munții Pindu, este și o catedrală construită de străbunicul meu, a fost o catedrală construită, dar a fost dărâmată, se pare că de greci. Mai avem o bucată de piatră din ea astăzi, pe care am adus-o anul trecut, o bucată destul de serioasă pe care am adus-o anul trecut de acolo. Cert este că a venit în România, acum există două păreri, a venit în România ori să-și facă stagiu militar trimis de către familie, ori să-și caute tatăl care era plecat în transumanță. Ce se întâmpla la români când plecau de acasă? Nu plecau un weekend, se plecau 6 luni, un an, 2 ani, 3 ani, 4 ani și așa mai departe, se întorceau acasă, lăsau banii și plecau din nou. Ei bine, așa din istoria orală spune că ar fi plecat să-și caute tatăl în zona Dobrogei. Mă rog, n-a stat prea mult acolo că zona Dobrogei era condusă de greci. Grecii aveau o oarecare antipatie profundă față de a români, nu numai eteria grecească, ci și greci în general. Și vine în București, este acomodat la alții români care aveau și ei prăvălii în zona Bucureștiului. Să nu uităm că frații Grigore și Vasile Capșa sunt proveniți din același sat cu străbunicul meu. Deci satul acela a dat mari nume de data aceasta. O să mergem puțin înainte. Vine să-și facă stagiul militar aici și, mă rog, reușește să termine lucrul acesta. Cert este că după ce își termină stagiul militar, n-a știut ce să facă, n-a știut încotro să îndrepte. Cum în familie chestiunea cu ospitalitatea era cât de cât cunoscută, deși partea cu mioarele era mult mai cunoscută, decide probabil că la sfatul cuiva decide să plece și se angajeze pe Orient Express. Serios? Da, pe Orient Express și a lucrat o perioadă de peste 4 ani de zile pe Orient Express. Ce este ciudat aici, nu știm dacă a fost genial sau providențial, în 4 ani de zile ajunge șef de tren. De obicei pe Orient Express ajungeai șef de tren după vârsta de 50-55 de ani. Acum nu știm, ori a fost genial, ori pur și simplu a avut un noroc chior, cum spunem noi. Cert este că a ajuns șef de tren pe Orient Express și de acolo a cunoscut toată lumea. De foarte multe ori îi spunea bunicului meu și acesta ne-a transmis că din lucrurile pe care le-a văzut în lume a început să-și facă restaurantele în București pentru că a prins puțin din fiecare, serviciile și așa mai departe de la fiecare. După ce termină Orient Express, se întoarce în București, de data aceasta nu mai părăsește Bucureștiul și începe să intre în domeniul ospitalității. O să putem merge înainte. Și începe să intre în diverse instituții, dar le spunem cu ghilimele de rigoare, pentru că instituții erau pentru lumea românilor. El a construit, a fost ctitor, ca să spunem, nu numai de biserici, ci și de clădiri de bine. O altă clădire în care funcționează o instituție a statului din 3 litere astăzi, undeva aproape de, pe Calea Victoriei, aproape de podul Mogoșoaiei, de blocul Turn. Este o altă clădire construită de el, clădirea în care am avut casa și avem casa care a făcut 101 ani și încă este în picioare, putem să mergem mai departe. A început să intre în lumea românilor, aici îl avem într-o poză cu cel din poza de sus, cu mustăcioară foarte finuță, într-o lume cu foarte mulți români, printre care avem și un personaj extrem de important aici, Papalambru Balamaci, considerat pe atunci și a vrut să fie primul episcop al românilor și a fost omorât de către greci, că au zis cum să aveți voi un al vostru și
Bun, a început să intre în lumea ospitalității și a început să-și construiască restaurante, prăvălii, locante de bine și așa mai departe. A fost acționat și pe la câteva bănci, vreo 4 până la 7, 4 le știm sigur, dar nu știm. Cinematografe, hoteluri, restaurante, grădini, deci tot ce însemna starea de bine. Când mai avea timp omul ăsta de propria persoană sau de familie? Avea. Că la toate astea pe care tu le spui, era ușor. Nu era ușor, dar erau concentrate în aceeași zonă. Deci toate, cea mai departe era la universitate, iar cea mai aproape era la 11 iunie, casa lui era pe Regina Maria, adică la 300 de metri de mers pe jos și pe atunci nu era nebunia de atunci. Toate, iartă-mă, erau cu un standard ridicat? Foarte ridicat. Ceapul care a început prima dată Leul și Cârnatul a avut chiar și ea pentru o bodegă, dar bodegă nu este peiorativ, noi o considerăm astăzi peiorativ, era o locantă unde serveau minuturi, bere la țap sau bere la halbă, mâncai, beai repede și plecai. Aia era bodega. După care a văzut că lucrurile nu mai stau chiar așa și odată cu ascensiunea sa în protipendadă și în alta societate, a zis că nu mai poate să lase standardul jos și a început din ce în ce mai mult. Terasa de la, putem să mergem mai departe, terasa de la universitate deja era cu un statut destul de ridicat. Iată, aici ne aflăm, Universitatea București pe colț, iar în partea stângă jos este librăria Mihai Eminescu de astăzi, iar această terasă, colțul începea aici, pe strada Academiei și se termina în fața mănăstirii, în fața astăzi ce știm, Fântânii Stărindar. Iartă-mă puțin, aici cum ar veni sunt statuile. Aici pe partea dreaptă sunt statuile, în partea stângă universitatea. Așa arăta universitatea, bombardată apoi și dispare partea din centru multă vreme, prin anii 60-70 se reconstruiește. Și este reconstruită. Perfect, și aici este librăria Mihai Eminescu și în continuare e o frizerie și mergem spre Casa Centrală Armată. Blocul Romarta. Blocul Romarta. Exact. Deci tot cvartalul acela până pe Academie și pe acolo era un restaurant, o terasă și restaurant interior, pentru că se vede deja restaurantul interior. Iar în această cum se chema, scuză-mă? Se chema Carpați. Carpați. Terasa Carpați. Bun. Iar lipit de el, cine credeți că era? Păi Capșa era vis-a-vis. Grigore și Vasile Capșa, celebrii... Plecați din acela sat, din Munții Pindu. Da, dar ce este curios este că aici s-au unit foarte multe astre în ceea ce privește alipirea celor doi. Grigore și Vasile Capșa, știți că au dat României mari lucruri geniale, printre care o prăjitură care ne-a fost copiată, ca să nu spunem altfel, de către austriești, deci ei spun că au schimbat rețeta, ei au făcut, noi am inventat, ei, Grigore Capșa, l-a inventat tortul Joffre, noi în memoria generalului francez care a venit aici. Dar știți care a fost fundamentul pentru care au inventat această prăjitură? Că nu putea mânca dulce sau ceva, sau ciocolat, nu, avea ceva. Asta este, cum să spun eu, este partea așa frumoasă, partea literară. Adevărul istoric este altul. Și l-am găsit chiar într-o carte scrisă în memoriile sale, spune că generalul Joffre, când a venit în vizită în România, a fost rugat să rămână la Casa Capșa. Pe atunci aveau și zona de hotel. Aveau sus. Și nu a vrut să rămână. De ce? Pentru că trebuiau să stea la un hotel mai franțuzit. Da. Și unde a stat? La Grand Hotel du Boulevard. Care era? La etajul 1, în balcon. Și notează în memoriile sale unul din frații Capșa că a zis că pentru asemenea rușine a trebuit să-i arătăm noi franțuzului. Oleu, adică că și noi să stai la și mine. Și noi suntem în stare de ceva. Și acum este într-adevăr tradiție orală, dar cum spuneam, la români este foarte importantă tradiția orală. Maestrul a stat în cofetărie, în laborator, care era la subsolul și acum încă mai funcționează, la subsolul casei Capșa, a stat toată noaptea și a gândit o prăjitură. Inventează această prăjitură Joffre, un chelner s-a dus foarte elegant îmbrăcat, cu o farfurie, cu un cloș, s-a dus dimineața, i-a bătut la ușă și a zis: maestrul meu v-a trimis acest omagiu. Și când a ridicat cloșul, era de fapt o reinterpretare a jovenului, a chipiului de militar. Ceea ce este acesta, este prăjitura cu numele dumneavoastră în cinstea dumneavoastră. Mamă. Restul sunt, că aveai intoleranță, că... Înfrumusețat. Nuanțat. Da. Bun, după ce face acest restaurant, este o chestie foarte interesantă și aici trebuie să facem și trebuie să spunem lucrurilor pe nume și un adevăr istoric, putem să mergem mai departe. Începe Bucureștiul să se sistematizeze. Da, deci vedeți, peste drum avem terasa Carpați, bun, strada Academiei care... Aici este intrarea în parcare, e spatele unui statui. Exact, intrarea în parcare acum. Bun. În față stânga unul dintre restaurante, în față se continuă către Facultatea de Arhitectură. Da.
iar în dreapta sus este Universitatea București. Ce se întâmplă? Pentru că aici este un moment de cotitură, să spunem așa, și aș vrea să fie luată ca o glumă, nici de cum altfel. Găsim un document foarte interesant în arhivele Primăriei Capitalei în urmă cu vreo 15 ani, în care aflăm că onorabilul Iorgu Cesteriu este numit viceprimar al Capitalei, până aici nimic nou, numai că el a fost numit viceprimar al Capitalei și responsabil, atenție, pentru că Bucureștiul a reintrat în modernizare, da, se asfaltează, da, dispar, da, așa, și apar bordurile. Responsabil cu asfaltul și bordurile în urbea ciobanului Bucur. Așadar, bordurile și asfaltul n-au fost... Nu sunt de ieri, nu, de alaltă ieri, ci de la 1000... Numai că atunci se făceau lucrurile serios. Da, adică da, exact cum ai spus tu, să luăm partea... Nu puneai straturi peste straturi. Vrei să spun ceva? Iartă-mă, Vigil, uite și cum arată asfaltarea. Nu dărâmăm, nu stricăm nimic. E un rând pus în niște popici din ăștia și aici asfaltăm, vezi? Nu încurcăm. Ei au făcut un lucru foarte... Acum se bloca toată intersecția azi. Nu. Dacă era, știi? Se mergea în continuare, da, bucată, și traviu merge în continuare. Avem surpriză că foarte multe porțiuni din zona universității, dacă le decopertăm acum la 30-40 de centimetri, păsează, da, rămășițele acestea, da, ale plăcii de beton, pentru că turnau fundație de beton. Sănătoasă. Peste ea se turna zmoală și peste, da, zmoală veneau cu dalele din asfalt bazaltic ca să nu cumva să... adică era un tampon preluat din absolut. Ei bine, după ce a ajuns și viceprimar al Capitalei, a stat o perioadă de 4 ani de zile, a zis că nu este pentru el politica, pentru că acolo era o luptă teribilă între conservatori, liberali, țărăniști și așa mai departe, și decide să renunțe la politică și se întoarce la prima sa iubire și nu soția neapărat, cât restaurantele. Mergem un pic mai departe și în splendoarea ei, deci destul de mare, vedeți, vorbim de un colț și... Numai dintr-o primă privire, sunt 200-300 de locuri doar în, da, bucata aceasta de aici. Avea și o locație în interior, deci și o mică cu frontispicii, cu basoreliefuri, totul era pe ciorchini și struguri, că nimic altceva nu poate fi mai, da, recomandat. Și o reclamă mică deasupra. Da, mergem mai departe, mai încasa și din alte părți. Corect, ce era central. Automobilele, deja el avea automobil aici, era printre... proprietarii mari, a avut Dodge prima oară. Da. Putem să mergem mai departe. Clădirea din spate tot a lui și aici este tot un colț. Pozele sunt făcute cu trecerea anilor și ziarele din epocă care vorbeau de faptul că aveau tot felul de bere, că eram parteneriat cu berea Luther. El a fost partener de afaceri o foarte lungă perioadă de timp cu celebrul latifundiar, proprietar de terenuri. Chiar astăzi are un oraș cu numele său, deși a fost foarte cunoscut pentru fabrica de bere Bragadiru și de zeci de ori a mâncat în casă la noi, dacă nu cumva a și dormit în casă la noi, ne povestea femeia noastră din casă, că era foarte des. De asemenea, au fost parteneri de afaceri în foarte multe business-uri. Numai că probabil că nu s-au înțeles la bere să ajungă să dețină și carul cu bere. Mergem mai departe. Aici încep să apară documentele de epocă, vorbim de perioada început de secol, suntem deja la începutul secolului al 20-lea, consumul steriu, o altă locație pe care o aveau în clădirea în care locuim și astăzi. Hai să vedem ce se mânca atunci sau care era meniul. Ăla e meniul din... Aici avem un bachet pentru... știu pentru cine este banchetul, este pentru directorul tipografiilor bisericești. Și l-au invitat la consumul steriu, exact așa se numea. Consum însemna, de fapt, cum am spunem astăzi, un nume din acesta comun pentru restaurant, tratorie. Da? Dacă am ar înțeles, fi să, da, consumul steriu se numea. Și fix aici, acum, atenție, 100 de ani. Fix acum 100 fix de acum ani, 100 da? 1923. Și începe, vedeți că e foarte interesant, numele colegiului și a personalului administrativ al tipografiilor bisericii. Deci asta se nota, da, în cartea aceea. Vă ofer acest buchet de roze prin care să vă reamintiți munca de 40 de ani, să trăiți. Apoi se retrage scuzându-se că nu poate rămâne, dar cu sufletul e în mijlocul colegilor, urându-le petrecere frumoasă. La ora 8, serbarea începe prin zicerea de către Părintele Boșu a rugăciunii Tatăl nostru, cu următoarea terminare, Părinte binecuvintează, Părintele Manea răspunde prin rugăciune, după care servindu-se următorul. Aici e partea. Deci au venit părinții, au dat binecuvântarea, totul frumos. Hai și să vine mergem meniu la treabă. Țuică bătrână uitată în pivnițele mitropoliei. Uitată. Dar să știți că este pivnițele mitropoliei este o denumire literară, pentru că
poporul încă avea denumirea de dealul Podgorenilor în minte. Și aici că au scris pivnițele mitropoliei era o chestiune superioară. Da. Adică uite de unde ți-aducem noi țuică bătrână uitată în pivnițele mitropoliei. Măsline negrite cu cerneluri tipografice și sâmburi bronzați. Era tipograf, da? Da? Sâmburii bronzați, Virgil. Mezeluri preparate din maculaturile diferitelor tipărituri. Aveau și jocuri de cuvinte. E un fel de locanta jariștea la meniu. Ca joc de cuvinte și ca... Da, dar să știți că au inspirație de la Păstorel Teodorean. Da, da. Bine, aici s-ar putea să fi fost avant-letră. Da. Friptură garnisită cu litere grecești, chirilice și ebraice. Vin din viile călugărești de la Cernica, sifon preparat în tipografie la mașina de frecat cerneluri, fructe diferite din grădinile tipografiei. Grădinile tipografiei încă există. Deși construcția este mult mai veche, se păstrează câteva reminiscențe vechi, dar mă rog. Deci, vedeți, nu era o chestie doar să venim la masă. Da. Pentru că eu adesea o spun în cursurile mele, masa este elementul sociabil cel mai important, unde se leagă prietenii, se semnează contracte, se... Da, e socializare. E socializare. Și atunci nu doar vii, te așezi la masă și mănânci sau stai cu ochii în telefon. Te uiți la ceas, hai că am mâncat, hai să plecăm acasă. Adică era și o chestie de bine de data aceasta. Mergem un pic mai departe. Am extras doar câteva. Un alt deschis vis-a-vis de Ateneul Român de data aceasta, serviciu prompt, grătarea la Luzana. Deci deja vorbim în perioada anilor 20, 23-27, când grădina Luzana era foarte cunoscută în epocă de data aceasta, berea Zuga. Ei bine, și aici avem actul de dare în folosință a ultimei bijuterii. Miron Cristea bănuiesc că e, nu? Da, Mihai I sub păstorirea lui Mihai I și mi-a plăcut foarte tare sub domnia. Deci ei au dat în străbunicul dă în funcțiune un local, la ora aceea considerat cel mai tehnologizat local, și face acest document pe care îl avem în original, face acest document ca să comemoreze momentul. Dintre semnători, nu o să zic acum cine sunt, dar sunt foarte multe personalități și nu mă refer la personalități ale societății, vorbesc de personalități mari istorice care au semnat, sub domnia regelui, majestății sale, regelui Mihai și sub păstorirea sanctității sale, Patriarhul României Miron. Învrednicit unea Dumnezeu pe noi credincioșii lui Iorgu Cesteriu, Ghizela soție, Maria mamă, Mina, Elena și Ionel, fiice și fiu, ca împreună cu toți cei ce cu multă voință au luat parte astăzi la o inaugurare a localului Luzana, anume făcut pentru veselia de o clipă a celor rostoviți de frământările vieții. Începutul s-a zidirea acestui locaș în ziua de 1 martie 1927 și s-a terminat pe 23 octombrie 1927. Păi stai puțin, le-au luat doar 5 luni? Un palat. Măi, 1 martie 97, 23 octombrie. Da. Casa în care locuiesc eu, pe care a construit-o în 1922. Deci 100 de ani și 100, a plecat pe 101. A fost construită în 8 luni de zile. O casă de 7000 de metri pătrați. Nu e casă, e... E un bloc. A, deci era... Numai că el a făcut hotel. Foarte interesant că am găsit în patul lui Procus, dacă nu mă înșel, o scriere despre faptul că un tânăr student la litere se duce să ia un apartament. Iorgu Seriu avea bunul obicei, deși certat de soție, să dea gratuit cazare tinerilor studenți. Cât vrei, domne, nu știu, hai până te descurci tu, până îți găsești o casă. Vedem noi. Și le mai dădea și masă. Și mai și spăla, și mai și îngrijea și așa mai departe. Și este un celebru fragment într-o carte care spune că m-am dus, personajul se duce să caute o cazare la acest Iorgu. Și pe scara acestui hotel mare, era un hotel de lux în mijlocul Bucureștiului, la Poale Patriarhiei, întâlnește o femeie de serviciu, îmbrăcată în halat, spăla scările. Și zice, ulterior aveam să-mi dau seama că cea căreia i-am dat binețe era însuși Ghizela, soția lui Maiului latifundiar, antreprenor și proprietar de restaurant, Iorgu Cesteiu. Deci străbunica mea era o simplă femeie de serviciu. De ce? Pentru că ea nu considera că este în alta societate, ea trebuia să facă munca pe care... Da, este o chestiune și de cultură la familie de români, pentru că ei muncesc, nu se îmbracă și... Cum erau acceptați în societatea noastră? Cum erau văzuți? Foarte bine. Foarte bine. Excepțional de bine. Comunitățile a române, comunitățile grecești, comunitățile evreiești erau foarte bine primite. Să nu uităm că de la
Poalele Patriarhiei sau din zona Pieței Unirii, pentru că Poalele Patriarhiei nu s-au considerat niciodată la Unirii. Poalele Patriarhiei s-au considerat la 11 iunie, acolo erau, pe acolo era intrarea principală. De la Poalele Patriarhiei până aproape de ceea ce știm astăzi, Piața Chirigiu sau Fabrica de Bere Rahova, era un cartier eminamente de aromâni și evrei. Toate prăvăriile de pe străzile George Georgescu sau Calea Rahovei sunt construite în stil evreiesc. Prăvălie jos și casă de locuit sus. Numai că Iorgu a decis să facă o prăvălie jos și câteva zeci de apartamente sus, că a zis că știți, să nu intrăm un pic în concurență. Da. E bine, din momentul acesta lucrurile cam intră într-o perioadă mai tristă pentru familia noastră, pentru că iată, au venit, ăsta este planul original al Palatului Luzana de data aceasta. El unde este? El se păstrează acum, se nu? Păstrează acum, nu mai păstrează terasa, pentru că terasa era foarte mare. Stăbunicul a fost obișnuit cu măsurile mari, nu se încurca. Terasa ținea de pe 11 iunie până în spatele liceului din Ulipati, deci două străzi. Sunt zeci de case construite pe fosta grădină la ora actuală. Clădirea, cel puțin palatul, se mai află în continuare. Este Casa de Cultură Nicolae Bălcescu de pe strada 11 iunie, numărul 41. În condiții civilizate sau? Adică, fii sincer. Nu foarte civilizate. Nu se mai păstrează nimic nici din memoria constructorului, nici din splendoarea. Dacă o să dăm puțin mai înainte... Dar iartă puțin, ați încercat retrocedarea? Avem niște... În acte sunt anumite chestiuni clare, s-a asociat sau i-a vândut familiei Bragadiru, încă nu știm sigur și nu am putut să deslușim actele până acum. Cert este că avea foarte multă, putem să mergem mai înainte, avea foarte multă terasă, invers. Avea foarte multă terasă care odată cu venirea comuniștilor a cam dispărut ca și palatul. Iar aici avem Uniunea Compozitorilor dă în cinstea lui George Enescu, dă un banchet și maestru vine în 36, maestru vine să mănânce la locanta lui Iorgu. De data aceasta n-a cântat nici filarmonica, n-au cântat Maile Somități, a cântat Grigoraș Dinicu de data aceasta. Și au avut un meniu simplu, țuică, vermut, mastică. Șalăua la rus, sos raviot, volovant a la financier, adică un pic și de Franța, curcan și purcel de lapte ca să nu așa pe varză, salată, brânzeturi, fructe, cafele, drăgășan superior cu sifon. Așa și șampanie, deci șampania nu era, era nelipsită de data aceasta, mergem un pic mai înainte. Am visat sau mi-ai spus că George Enescu a luat masa, mânca pe românește? Avem și dovada istorică de data aceasta. Poza este făcută în casă la noi, deci dar de foarte multe ori casa, apartamentele erau foarte, foarte mari, aveau 7 saloane. De altfel, eu am crescut într-o casă de dimensiunea aceasta, în care de obicei făceau banchete, pentru că pe atunci nu era... Noi obicei l-am păstrat până chiar și după Revoluție. Ne adunam acasă, revelioanele nu prea le făceam pe la localuri, că mulți nu-și permiteau și așa mai departe. Și se întâlneau foarte des acasă. Toate frontispiciile au fost supravegheate personal de către Iorgu. Da? Deci, vedeți, avem struguri, avem fructele, avem lingura, avem pocalul de vin, avem sticla, butelca și așa mai departe. Adică elementele care te duceau cu gândul la partea aceasta de mâncare și băutură. Deci ne aflăm în anul 1923 și dacă vedeți în stânga, se numește fațadă ventilată. Ceea ce astăzi constructorii, dacă îi spui unuia de fațadă ventilată, îți ridică costul enorm. Oamenii 1923. Da, deci îi făceau fațadă ventilată. Adică permiteau aerului să circule între zonele acestea. Mă rog, vremurile s-au schimbat, din păcate, în foarte multe aspecte. Iarăși câteva meniuri, țuică, măsline, salată beof, de data aceasta, da. Mazărei sotecund, friptură cu vițelul cartofi, salată, brânză, mere, ștrudel cu mere, tort de ciocolată, cafea, vin dacă și sifon. Dacă mai citești încă una din asta, da, deci, mergem înainte. Când s-a stins dumnealui? S-a stins în 47, de fapt, avem
mă rog, momentul de momentul închiderii a fost în 47, pentru că mi-a plăcut foarte tare că în familie a spus că nu e când a murit el, ci când i s-a stins inima. În 47 cu venirea comuniștilor, el a murit în 53, deci tot în anul negru al vremurilor. Avem o poză foarte interesantă din grădină, așa arăta o zi de duminică la grădina Luzan. Deci nu era vreun eveniment, nu, așa arăta. Pentru că dacă veneau oamenii, nu puteau să n-ai față de masă în acea perioadă la un restaurant, nu puteai. O masă din deci asta este o masă obișnuită. O masă obișnuită de duminică, nu este nicio, că mulți mi-au zis, domne, nu, nu este un bufet, aici era o masă de 20 de persoane, pentru că veneau grupuri foarte mari. Duminica după liturghie, corect, plecau oamenii de la Patriarhie sau de la Antim sau de la Sfântul Nicolae Vlădica sau de la Sfântul Ilie, se duceau acasă, dar mulți locuiau prin zonă și veneau, aici la... cu trăsura sau cine își permitea, oamenii cu daie de mână, se veneau cu automobilul, pentru că avea și loc de întors trăsurile în față, în continuare există. Deci o masă cât se poate de decentă, aș spune eu. Ăsta era în cerdac, în veranda semi-închisă, în spate pereții cu sticlă, se închideau și se deschideau după pofta clienților. Am înțeles. Adică... Ai cunoștință dacă în perioada 47-53 dumnealui a suferit clar, dar ce a mai rămas? I-a mai rămas ceva? Adică războiul ăsta... dintre ce a avut și cu ce a rămas. Adică nu. Din 47 în 53, când se stinge, mai avea ceva? Nu avea cum, știu. Nu, absolut nimic. Toate tablourile de mare valoare le-a băgat pe foc pentru a nu jinge în mâna comuniștilor. Mobila care a rămas, a mai rămas cu vreo 5-6 piese de mobilier de mare valoare. Tu acum ai ceva? Adică da. Să poți să pui mâna concret, palpabil? Da, sigur că da. O masă de la Luzana, un bufet care a fost a lui, 4 scaune de început de secol 20, sfârșit de secol 19, început de secol 20, încă nu suntem foarte siguri, care provin din biroul lui personal, câteva poze de epocă și câteva cărți. Atât. Din rest, tot ceea ce a avut. Din 7 restaurante, dar nu vorbim numai de restaurante. Vorbim de hoteluri, vorbim de acționariat în bănci, vorbim de cinematografe, vorbim de... După Revoluție s-a mai putut recupera ceva? Puse pe foc, nu, dar, nu știu, bunuri, domenii, bunuri mobil, Da. S-au recuperat. Ceea ce e cât de cât ok, dar... Cât de cât ok, dar... Vorbim de trecuseră 60 de ani. Odată cu... curios este că, uitați, o să povestim puțin mai târziu, călăreții aceștia pe care îi avem aici pe masă, i-am descoperit în curte când eram copil. Săpam în curte, ca orice copil care vrea să descopere o comoară. Serios? Da, și sunt din argint masiv. Săpat în curte și puțin mai adânc. Eu fi ascuns sau... Noi ce știm din poveștile familiei este că au îngropat și foarte multe lucruri, dar deja în clădire erau vecini, chiar dacă le ascundeai noaptea și așa mai departe, sigur venea cineva de la... un om de bine și... Da, și zicea, unde ați torșul, unde ați... Păi aici, da. Soția dumnealui s-a stins înainte, adică... S-a stins după, de obicei, femeile... Și a avut fiu și fică, sau a avut copii. A avut copii, fiu și fică, și a rămas bunicul meu, pe el l-am apucat câțiva ani de zile, un tip extrem de elegant, nu ieșea nicăieri din camera lui, fără să nu fie îmbrăcat cămașe și butoni. Avea aceeași aplecare? Nu. El a fost, bunicul a fost jurist, datorită originilor nesănătoase nu a putut să profeseze foarte mult și a ajuns muncitor în fabrică. Atât a putut sistemul să-i ofere. N-a mai putut să continue mai departe. Dar duce mai departe această grea moștenire, cum ne-a mai zis cineva. Deja ne apropiem de perioada anilor 40, încă mai funcționa, dar la nivel de avarie, începuse să dea semne de slăbiciune și țara, și mergem un pic mai departe. Și iată aici o poză, printre puținele poze pe care le avem, Iorgu Steriu în dreapta, străbunicul meu, cu un unchi de-al meu, celebrul arhitect, Arghir Culina. Mi-a povestit, deci de aia nu mă mir, dar să știți că înainte ne-am uitat și am zis, nu se poate, și am discutat despre, deci dumnealui ăsta Mititel. Da, Mititel. Este Arghir Culina. Da. Faimos arhitect în perioada interbelică. Da. Multe dintre clădirile care dăinuie și astăzi. Sunt, da, ucenicul lui Ion Mincu. Și chiar foarte apropiat de el. A, deci o... Și el a venit și a mâncat în casă la voi? Păi el a stat până se... Iorgu a avut o nepoată pe care l-a căsătorit. Pe atunci căsătorile erau un pic aranjate, cel puțin în lumea aceasta. A avut o nepoată, s-au căsătorit. El a stat în casă la noi o bună perioadă de timp.
Și dar de nuntă, ca orice latifundiar, ca orice big boss, a zis, ce să vă fac eu dar de nuntă? Uite, vă fac terenul ăsta lipit de mine, ca să fiți aproape de mine. Și le construiește un bloc de 4 etaje. Un bloc. Un bloc. Nu o căsuță. Atât s-a putut. Atât, doamne, n-a avut posibilități. Da. Și le construiește un bloc dar de nuntă. Și le dă și terenul gratuit. Da, lua și ce e sub el. Știi? Pe ce e construit. Da. Și ce a fost curios este că încă păstrăm, că avem, eu văd în weekend destul de multe grupuri de străini care vin și admiră cele două case, a mea și respectiva lui Arghir Culina, pentru că este construct, fațadele sunt ale lui. Adică el a creionat, el le-a desenat. A pigulit. Pe strada Chindiei numărul 2 și clădirea cealaltă este pe Regina Maria. Deci înrudite, chiar lipite gard în gard. Da, ca să nu cumva să se despartă averea, ca să spunem așa. O zic, bătrânele, mămică, ce familie ai avut? Știi? Da, dar de obicei nu-mi place să-mi pun penele altora și să-ți vorb cu ele. Da, corect, și să încerci să duci mai departe sau să fii tu. Îmi place foarte tare să fiu cerebral când vorbesc despre istoria sau despre moștenirea familiei, pentru că altfel e posibil să ți se urce un pic la știu. Cap și să... Dar cum ai zis tu la început, te și obligă treaba asta. Deci, că una e să provii, nu vreau să jignim, Doamne ferește, pe cineva, dintr-o familie normală, mamă, tată, da? Și alta e să ai așa ceva. Adică te obligă un picuț, nu? Un pic apasă mai, ceva, un pic apasă ceva un picuț pe tine. Ceea ce nu e rău. Adică omul uite cum era. De obicei, când merg pe Calea Victoriei, chiar am avut un episod în urmă cu câteva luni de zile, mergeam pe Calea Victoriei și mă grăbeam, ca orice un contemporan, da? Și la un moment dat ajung la colțul străzii Academiei. Băi, stai un pic mai ușor, că pe aici a fost un pic de istorie. Și am zis da și mi-am făcut un declic indiferent. Stai mai încet, frate. Și m-am oprit la cap și așa am băut o cafea, am stat vreo două ore. Și zis, okay, unde te duci, mă? Unde te... Așa este. Și am admirat. Noi nu mai avem timp de așa ceva. Da, putem găsi. Putem, adică în fiecare un tip ca tine, moment. Un tip ca Nentu Damian, luați de mânuță, hai tată să mergem istoria Bucureștiului. Nu mai e nimic acolo, găsim alte case, altceva. Dar hai să stai ca efectiv ca nebun în față, o oră în față la grădina Luzana și tu să povestești. Să stăm, nu mai e nimic. Doar să-ți închipui și unul cum face la Damian în spate cu 10 fotografii, da. Să-ți arate, uite așa erau. Nu trebuie nimic mai mult, atât. Dar nu mai avem timp de... Du-te bă nebunul, voce 3 inși în față la grădina lui bunictul, lui străbunictul, știi? Din păcate așa gândim. Da, trebuie să rămână ceva, pentru că dacă străbunicii noștri, bunicii noștri, părinții noștri ne-au lăsat ceva, nu neapărat ceva tact, ceva fizic. Da, ne-au lăsat amintiți. Ceva. Noi trebuie să le ducem mai departe, pentru că se va rupe linia într-o zi. Da. Sau... Deja noi, Virgil, omorâm toate obiceiurile, tot ceea ce se făcea. Gătești mai greu cozonac. Hai să-l cumpărăm. Hai să mai facem ucenic. Da, da. Că găsim la Mega și așa mai departe și ușor, ușor, nu-i primim pe aia să cânte, se duc ușor, ușor. Nu am zis că nu se mai respectă. Dar în orașele mari... Greu. Tineretul, hai să greu. Nu fim ipocriți. Mie îmi place foarte tare să zic că trebuie să, nu neapărat ceva scris, dar trebuie să duci mai departe, da. Să le spui, da. Să le povestești, da. Cât mai multor oameni, pentru că nu știi într-o zi când te cheamă șeful de cadre. Într-o zi te ia și n-ai apucat, da. Măcar rămân în urma ta. Rămân anumite chestiuni, nu numai de la mine. Am putut să fac până în momentul ăsta. Pentru că eu am foarte mulți tineri la cursurile mele și le spun, scrieți, povestiți oamenilor, întrebați-vă bunici, întrebați-vă părinți. Nu trebuie să fii latifundiar cu 7 restaurante. Doamne ferește. Poate ai fost exact cum ai spus tu, cel mai bun sudor sub apă la șantierele navale din Moltenița. Orice, eu n-am copilăit la țară, eu... N-am avut rudă la țară, singura mea rudă la țară erau bunică la Monaco. Iartă-ne pe noi, dar e o țară un pic mai... Dar am... Bunica era din Monaco. Am jinduit toată copilăria mea, am jinduit să am pe cineva la țară, pentru că îmi plăceau foarte mult poveștile bătrânilor. Cum au fost pe front, cum au îndurat foametea, cum au trecut prin război, cum s-au întors acasă. Colectivizări. Eu am un prieten foarte, foarte apropiat și de altfel îmi este și mentor și duhovnic, care tatăl său pleacă în război, este capturat, face 4 ani de lagăr, îl eliberează, se întoarce la Târgoviște, în marginea Târgoviștei, se întoarce acasă, se întâlnește cu mama care se ducea cu coșul să-i facă parastasul de 4 ani. Îl știa mort. Pe drum, în fața statuii. Vai, din Răzvad. Se întâlnește... A, Răzvad? Da. Nu cred. Da, se întâlnește și zice, eu sunt, vă dați seama reuniunea, și ce credeți că face fiul? După 4 ani de lagăr și luptând în război. S-a rămas acasă să-și facă copii, nu? Nu. Se duce pe front. Se înrolează voluntar pe front.
Și nouă ne-a căzut Facebook-ul și nu mai merge internetul jumătate de oră. Adică despre ce vorbim? Și ce facem, despre ce vorbim? Da. Ce facem, cum facem ora asta când cum stăm degeaba? Știi, are Ramona de la Neața, prietena noastră, o vorbă. Da. Oameni, dă nu să mai face materialul ăsta. Da. Știi? Așa din spune ea. Da. Știi, pare așa de, băi, nu se mai face din materialul ăsta. Da, dar uite că... Încet, încet. Încet, încet încercăm să... Eu mă uit cu foarte mare admirație la podcasturile tale, pentru că sunt foarte mulți oameni ieșiți din tipare. Și foarte multe povestește din tipare. Și îmi place foarte mult că nu se merge doar pe o chestiune, adică este, are o multivalență. Și oamenii mai mă ceartă, Virgil, și spun că a vorbit Virgil astăzi mai mult ca tine. Păi asta e ideea, eu să tac 3 ore, uitați omul ce poveste are. Ce aș putea? A, că mai vorbim de Arghir cu Lina, că mai știu de restaurantul ăla. Bă, zic și eu, da, dar cum aș putea eu să, ce să intervin? Deci în casă la tine aia mâncat Georgenescu, eu ce aș putea să spun? A, că i-au furat casa și că are o căsuță la Sinaia. Da, da mă, bun, aia. Ești, și că a murit singur doar cu câinele lui, care a lătrat toată noaptea și l-au găsit a doua zi și au vrut securitatea să-i fure trup. Da, mă, bine, ești deștept. Omul e cu povestea. Dacă omul a trăit și e mirosul ăla de vechi, de parfum, de... Ce să vin eu să știi? Atunci omul trebuie eu să vină... O să mergem un pic mai departe. Ce este foarte interesant aici, nu știu dacă, pentru că avem, da, și originalul... Vede, nu, văd o coroană regală aici. Atâta s-a putut. Stai. O ai și aici sau e doar... Este ascunsă. Dar promit că o să vă fac o... Păi e același tacâm, că se vede foarte clar. Toate sunt branduite cu numele lui, deci avea chestiunea aceasta de... Nu neapărat că se furau tacâmurile. Băiatule, acolo e coroana regală. Da, toate ștanțate, mânere din argint masiv, dar coroana regală. Dar pe tacâmuri era normal să pui coroana regală, nu neapărat ca furnizor al casei regale, ci ca... Pentru că chestiunea cu furnizor al casei regale, deși nu este o chestiune nouă, în clipa de față o duce într-un cum să spunem așa, îți dă o acreditare, da, de fapt. Pe atunci era o onoare să pui coroana regală pe orice dețineai, adică da, pentru națiune, pentru rege și națiune. Da. Ei bine, s-au păsat foarte multe din aceste, ce am putut să recuperăm, ce au fost furate, ce practic. S-a mai titulat, ce s-a mai, ca să poți să-l păstrezi, că nu prea puteai, erai chiabur a doua zi sau în seara aia când te găseau. Avem un exemplu la când au venit să-i confiște lucrurile din casă, familia le-a băgat în saltea. Salteaua era de paie pe atunci, era o dormeză de paie și le-a băgat în arcurile de la saltea câteva tacâmuri pentru a-l scăpa, avea totuși, a te lega de ceva. Nu mă gândesc cum au fost momentele, nu vreau. Iar să la, de la steriu, cu ce a venit el din cu tot ce a venit el din zona Macedoniei sau cu tot ce a venit el de acasă, să spunem așa, stabilit în România, avem o singură mărturie, un lanț cu un nasture. Atât. Din argint, e adevărat, dar un lanț cu un nasture. Asta e tot. Pe urmă, ce a construit el și ce a făcut el e o altă discuție. Ei bine, mergem mai departe, că ne apropiem de partea istorică de final. Carpați-Luzana, deja se făcuse unirea între cele două restaurante, nu mai era un restaurant. Carpațiu se unește cu Luzana și devine lanțul Carpați-Luzana. Adică, da, numele lui pe toate... E normal că... Așa, mergem un pic înainte. Era locomotiva care trăgea. Uite, aici avem o solniță de data aceasta. O avem, evident că n-am putut să le scot pe toate de la tezaur, că e complicat acolo. Să știți, dragi prieteni, că Virgil a venit cu o liză. Adică produs, ceea ce vedeți dumneavoastră aici e bine așezat, sunt bine așezate în cutiuțe, în sertărașe, în așa mai departe, în rollbox-uri cu o liză. Da? Am zis să nu venim, da, cu mâna goală. Deci asta este o solniță. O solniță de data aceasta, iar lingurița este făcută din os. Pentru că nu vreau metalul de obicei, pe atunci era alpaca argintată sau alpaca sau argint sau așa mai departe, interacționa cu gusturile... Trage, cum ziceam, nu? Da. Și imediat... Și oxida. Și atunci au decis că pun os. Pun os cel mai bine. Mergem înainte. Aceasta e tot originală. Aici avem o muștarieră foarte interesantă. Mai omor tot de la restaurant. Supierele erau la fel, cocotierele erau la fel, suporții pentru ouă, deci toate erau pictate de data aceasta manual, că nu prea era. Ce bine că s-au păstrat astea. Da, bine, au fost și foarte îngrijite. Acestea au stat mai bine de 40 de ani într-un bufet care nu a fost deschis, adică se deschidea din an în Paște. Dar era sub cheie și acolo nu umblai. De aia s-au păstrat, asta e explicația. Nu umblai nici la Paște, nici la Crăciun, nu umblai. Am înțeles. Foloseai altceva. Bine treaba asta.
Iarăși, aici ne aflăm în perioada renovării de data aceasta, în care a zis că trebuie upgrade-ul și s-a făcut un pic, mă rog, a băgat mai mulți bani pentru a renova locanta de data aceasta. Numele lui pe toate gardurile era omniprezent. Să știți că aici avem 150 de metri până la poale Mitropoliei. Deci de la locația asta, pe atunci nu erau casele, nu erau blocurile, 150 de metri. Deci plecau, numai că el n-a fost, nu merge la Mitropolie, fusese ctitor la Sfântul Nicolae Vlădica, în colț la 11 iunie, în spatele benzinăriei Petrom. Și mergem înainte, iarăși articole din epocă, local bucureștean întrupat cu firea și gustul oricărui cetățean ce respectă și meritul acestui fapt revine cu totul patronului domnul Steriu, care a știut să dateze orașul cu ceea ce într-adevăr îi lipsea. Da, muzică, povestește despre orchestrele, sunt sute de articole, sute de articole în ziare, în cărți, în reviste, dar evident am extras doar câteva. Aici ne aflăm în perioada comunistă, la venirea comuniștilor, în 53 se preia total, este confiscarea totală a aveilor și devine Casa de Cultură Nicolae Bălcescu, în raionul Nicolae Bălcescu, de data aceasta, vedeți că încă era îngrijită, deci vorbim de, acum arată, nu pot să zic cum arată, dar nu arată chiar foarte bine, nu mai este la adevărata valoare de data aceasta. Și odată cu venirea comuniștilor se închide această epocă de aur în domeniul ospitalității. Nu a mai putut să o continue nimeni. Bunicul meu nu a putut să meargă pe această linie, că ce vrei să fii, tovarășul Ionel Steriu? Vrei să fii, să lucrezi în ospitalitate? Păi n-ai rădăcini sănătoase. Și a reușit să facă dreptul cu chiu cu vai, eu cred că falsificând niște acte din ce informații am eu, pentru că altfel nu puteai să intri. Da, fiul de chiabur, la revedere. Reușește să ajungă, să termine dreptul, să ajungă avocat și nu poate să profeseze. Și ca să facă ceva, să-și întrețină familia, se angajează muncitor în fabrică. Și acolo se închide. Vine tatăl meu în familie, o ia pe Isabela Steriu, pe mama de soție. Tata, acum aici vedeți că spun că nimic nu este întâmplător. Tata dintr-o familie de evrei din Tulcea, pe bunicul meu, pe străbunicul meu, de fapt îl chema Isaac Manasc Strul. I-am găsit acum câțiva ani de zile certificatul de naștere. Serios? Da, certificatul de naștere de la 1896. Și scrie foarte frumos acolo că se duce unde te duceai să declari, pentru că minoritatea nu avea, comunitatea evrească, pardon, mă scuzați, comunitatea evrească nu avea stare civilă, cum nu exista serviciu de stare civilă, unde te duceai la sinagogă să înregistrezi copilul, să ziua 8-a, să la rabin. Îi facă legământul. Și zice rabia acolo că s-a prezentat copilul de parte bărbătească, de religie mozaică. Și semnează străbunicul meu cu ștampilă. Și să ai ștampilă pe atunci, ok, azi ni se pare, da, domnule, nu e așa. Să ai sigiliu. În ultima decadă a secolului al XIX-lea era complicat rău de tot. Înseamnă că aveai o situație. E bine, și în urmă cu 20 de ani găsim, se editează o carte despre istoria orașului Tulcea și vedem acolo în centrul orașului era sinagoga centrală și în stânga și în dreapta o clădire tip vagon așa, stânga și în dreapta o locantă care era împărțită în două zone, se numea la Obloanele Roșii, pentru că erau Obloane Roșii pe tot frontispiciu. Străbunerii mei, amândoi doi frați, aveau restaurante. Dar de fapt era un singur restaurant, numai că era împărțit în două denumiri comerciale diferite, două entități juridice diferite, vorba aceea evreiască, să nu ții toate ouăle în același coș. Și poveștile gurilor rele, cum ne place nouă să spunem, spun că după serviciu divin de șabat, sâmbăta, când ieșeau din sinagogă, se luau la bătaie frații. Pe diverse motive, că e cald afară, că l-a pus bicicleta nu știu unde, că a mers, bătaie unde, să fie, motivul că s-a uitat și așa mai departe. Conta mai puțin. Și oamenii se împărțeau între două cete și se duceau la fiecare locantă să mănânce, să mai iau o măslină, să dezbată, să și așa mai departe. Și seara când ajungeau acasă frații, după ce se bătuseră dimineața la prânz, mama îi întreba, câți bani ați făcut astăzi? Lăsați bătaia!
Deci era o chestiune de... De marketing. De marketing în termeni contemporani de data aceasta. Ei bine, se cunoaște mama și cu tatăl meu. Mi-a plăcut foarte tare că la noi, la fiecare generație, a fost o poveste romantică profundă. Săbunicul o vede pe săbunica și se îndrăgostește pe loc, în câteva luni se căsătoresc. La bunicul a fost o chestiune un pic aranjată, pentru că erau din familie deja, din familie de români. Mama se întâlnește cu tata și mama îl întreabă pe tata în autobuz cât e ceasul și după 4 luni de zile erau căsătoriți la casa lor. Deba cât e ceasul? Și din momentul ăla tata s-a dat jos, domnișoară, stați un pic să vă zic. Și a început, da. Și că aici vreau să fac această ultimă acoladă, tatăl meu a lucrat în perioada comunistă în mai multe locuri, nu în domeniul ospitalității, deținut politic la canal, printre altele, împotriva conducerii. Odată a fost în povestea că a fost arestat că purta barbă și mustață și a zis, doar și un Mănescu, dar dumneavoastră de ce nu vă bârbiriți? Și a zis, mă irit. Da, ia, haideți cu noi până la... Nu-i târzi, iartă-mă, dar vă iritați? Da, da, și a zis, haideți cu noi să vă bârbiriți deloc. Odată i-a luat, era în primele luni de căsătorie și a luat miliția din parcul Carol, actualul parcul Carol, fost parcul Libertății, că se sărutau pe... bancă în parc și este tovarășul. Depravant, depravant. Deci cam mai era tânărul comunist. După Revoluție, tatăl meu a plecat în Legiunea Străină. Wow. A fost în Somalia. A fost împușcat în picior acolo. Și se întoarce în Franța, pleacă din Legiune, se întoarce în Franța și face Academia de Maestri în Artă Culinară la Paris. Pardon. E bine, de acolo au fost câteva lucruri care reîncep să nască flacăra ospitalității. Se întoarce în România la finele anilor 94, deschide un restaurant franțuzit la Rond Coșbuc. Bun, tot în zonă. Tot în zonă, împreună cu Dida Drăgan. Scuze-ne. Da, program artistic în fiecare seară, balerine de la operă. Program artistic în sensul educativ, nu da, în sensul... Da, alt nivel, adică. Fețele de masă se schimbau în fiecare zi, în fiecare zi era altă culoare, chelneri școliți și așa mai departe, și fac o mică paranteză, toți chelnerii lui Iorgu Seriu erau școliți la Viena sau Budapesta, în unele cazuri la Paris. Nu primea dacă nu îi trimitea la... Adică îi lua... Școlarizarea se făcea acolo. Afară. Nu în România, că nu... Da. Deși aveam o școală foarte bună. Tatăl deschide acest restaurant și la un moment dat mă cheamă, țin minte, și acum aveam un rond în grădină unde stăteam și mă cheamă, ia, să vii puțin că avem de vorbă. Hop. 14 ani neîmpliniți, 13 ani și jumătate. Și am auzit că pe la școală și am stat, nu, miros așa că am stat, cam pufăiți voi pe acolo, cam, nu se poate. Oricum, cu învățătura ție nu prea îți place. Eu rețineam, eu n-am citit foarte mult în școală și azi de mâine încep muncă. Poftim? Am 13 ani, exploatarea copilului. Lasă povestea asta. Și mi-a plăcut foarte tare pentru că merg foarte mult în zona Orientului și în zona Asiatică, unde există o lege a copilului de prăvălie. În Turcia există legea copilului de prăvălie. Băiatul ăla de prăvălie. De la 6 ani. Poți să-l iei și mai tânăr dacă e al tău. Băiat de prăvălie. Da. Dacă eu sunt văr cu tine și tu ai un copil, adică îmi vine nepot, poți să-l iau de la 6 ani să muncească. Și tu te-ai dus la 13 ani și un pic? Da. Băiat de prăvălie? Păi unde? La tata la restaurant. Dar nu m-am dus băiat de prăvălie. M-am dus angajat cu ghitimele de rigoare la tata la restaurant. Și m-au pus timp de 2 luni de zile să sortez gunoiul. Păi tata patron ce putea să-mi pună Rolex-ul la mână și să dea cheie de la mașină? Nu merge. Și sortam gunoiul. Pe atunci gunoiul nu se recicla ca astăzi. Da. Venea de la bucătărie, ți-l spunea sacul și tu trebuia să alegi mâncarea într-o parte, că o dădeam la o fermă de porci în afumați, mâncarea de o parte, plasticul, hârtiile într-o parte și asta făceai cu mâinile. Normele de igienă nu erau prea. Și la un moment dat m-am dus intrând în restaurant, am intrat și am mâncat o bucățică de carne dintr-o farfurie, rămasă de la un client, mai mult ca sigur. Un ciosvârt așa de carne, am luat din partea netăiată, pentru că mi-era foame și mi-era rușine să cer. Și trece un chelner din ăsta mai cu ștaif, așa mai trecut de primăvara vieții și zice, ia uite și pe ăsta. Taică, sunt patron la restaurant și el mănâncă din resturile clienților. Și am zis, da. Și acum câteodată când mai am vreun succes peste hotare sau când mai fac câte ceva măreț, așa mi-aduc aminte de vorba asta. Nu uita.
Și imediat te trage bunuțul de urechi și te aduce cu picioarele, pe pământ. Corect. Și am zis, da, o să-ți demonstrez eu cine sunt, că nu-s băiatul lui tata. Evident, al doilea serviciu, mi-am luat curajul în brațe și al doilea serviciu, de data aceasta, nu l-am mai avut la primul restaurant al lui tata, l-am avut la al doilea restaurant al lui tata, în Galeriile Luterane, făcuse o trattorie italianească foarte, foarte frumoasă, vorbesc că a funcționat până în 1998-99. La salsa sau cum fun? Da. La salsa. Pe Galeriile Luterane, cum se intra pe partea stângă, trattoria di Don Michele, ca zis să o dăm din franțuzez, să o dăm în italienesc, era curentul, asta se cerea. Și am lucrat acolo ajutor de câine lup. Adică eram și eu un fel de, hai să nu spunem chelner, că este enorm de mult spus, acolo, un busboy. Un băiat. Și aici este momentul crucial care mi-a marcat definitiv cariera profesională. Am avut un botez și am avut un tirbușon luat de acasă, un desfăcător de sticle de vin, dar rudimentar luat de acasă și mi s-a rupt, pentru că nu aveam o dexteritate foarte mare, mi s-a rupt, fiind și foarte vechi, s-a rupt. Și m-am dus la tata și i-am zis să-mi dea niște bani, pentru că în fața galeriilor era un magazin cu obiecte de bar. Da, tot felul de chestiuni de bar. Și l-am rugat pe tata să-mi dea niște bani din încasări, să mă să iau un tirbușon. Și s-a uitat la mine așa și a zis, poftim? Păi tata, să-mi dai să mă să iau un tirbușon? Și a zis, băi, ce tu cu bani? Poate oricine. Copil, 14 ani, cum adică? Păi cu bani poate oricine. Uite, le iau pe nenea care trece pe stradă, îi dau bani, se duce, cumpără tirbușon și deschide sticla de bani. Tu fără bani arată-mi ce poți. Arată-mi valoarea fără a-mi cere bani. Și am zis, da. Am rezolvat-o, s-a întâmplat și așa, și am zis, ok, trebuie să merg mai departe. Și aici se încheie partea aceasta istorică și intervine partea mea. Am început să lucrez din momentul acela, nu m-am mai despărțit foarte mult de lumea ospitalității, exceptând o perioadă foarte scurtă pentru terminarea studiilor și am început să lucrez în restaurante, diverse restaurantele, unele premium, unele ultra premium, altele mai puțin premium și așa mai departe. Am luat cunoștință cu fiecare pătru a societății și la restaurante de cartier, dar și la restaurante de stea Michelin în Paris, unde am făcut practică, este adevărat. În anul 2006 am decis să plec să fac studiile afară, pentru că era prea... Societatea, deși ne-a oferit mijloacele, nu ne-a oferit pârghile pentru a ne pune la punct. Iar eu am avut o mică problemă din copilărie, am avut o... să nu folosesc termen dur, dar am avut o ură viscerală față de profesorii slab pregătiți. Pentru că am avut foarte mulți profesori slab pregătiți care îți deformează construcția ca individ sau ca adult pe viitor. Și mi-am promis de la un profesor pe care l-am avut în școala generală, mi-am promis și mi-am jurat că niciodată nu o să fiu ca el. Astăzi, ajungând la catedră, nu fac niciodată greșelile pe care le-am văzut la unii profesori. Deși am avut și profesori geniali care mi-au deschis apetitul pentru muzică, pentru artă, pentru istorie, pentru cultură și așa mai departe. Și am decis să plec din țară. Ultima școală absolvită, nu o să le înșirui acum pentru că avem și acolo de povestit destul de mult. Am fost în Statele Unite, la CIA, am fost la Institutul de Leadership și Etichetă la Londra, unde am stat aproape 2 ani de zile. Am făcut școala de somelier la Paris, că am zis că e mai bine să bei acolo cu acte decât să... Dar și aici am ajuns să predau și aici la o școală de somelier. Și în urmă cu 8 ani de zile am decis să renunț, pentru că și eu am lucrat în corporații de ospitalitate, e adevărat, dar era mult prea mult pentru mine. Și am avut și o problemă, n-am mai vrut să-mi sune telefonul și să-mi zică ce faci, unde ești, când vii. Și nu soția, ci... Da. Și am zis că devin antreprenor. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă, partea aceasta cu antreprenoriatul, antreprenor și așa mai departe. Un an de zile n-am avut nici un job. În primul an de antreprenoriat, pentru că spun multor tineri, antreprenoriatul nu e așa... Mi-am pus telefonul în față, dau drumul la TikTok și sunt antreprenor. Nu e ăsta antreprenoriat. Și am decis, la un moment dat, m-au sunat niște prieteni care eram în legătură, un lanț hotelier foarte mare și mi-a zis, Virgil, n-ai fi interesant să vii să faci niște cursuri la noi de ospitalitate, de... Și am zis, da. Păi se plătesc? Normal că se plătesc. Păi, ce chestie interesant. Foarte frumos. Păi și cum facem? Păi uite, noi avem 21 de hoteluri în toată România și câte 3 zile aici, 3 zile acolo, 3 zile acolo și am lucrat o perioadă destul de lungă cu ei, aproape 8 ani de zile.
Și în plină pandemie, că aici am ajuns în ultima parte, firma a început să s-a născut în 2014, compania, și face cursuri de management pentru companii hoteliere și restaurante, diferite proiecte de la zero sau proiecte în construcție. Cum mi s-a spus odată, doctor de restaurante, pentru că de foarte multe ori mă duc să pun la punct niște rotițe, și în plină pandemie, în urmă cu 3 ani de zile, am dat drumul la primele cursuri de etichetă, protocol, bune maniere și diplomație socială din România. În plină pandemie. Toată lumea zice, domne, o să te închidă, o să te arestezi. Stați puțin. Și anul acesta împlinim 3 ani de zile în care facem cursuri lunare, numai că între timp s-a făcut și un alt declic, pentru că piața este invadată de tiktokeri care spun despre bunele maniere, nu o să dăm nume evident, care povestesc foarte multe lucruri interesante despre bune maniere. Și un singur exemplu pe care îl spun mereu, în urmă cu câteva luni de zile, un prieten de-al meu a zis, uite-te, e o domnișoară care vorbește despre bune maniere, și m-am uitat 2 secunde și am zis, da, nu e caz. Păi da, că tu ești arogant, că nu te uiți. Și am zis, nu, e o mică problemă. Care? Despre ce vorbește domnișoara? Despre servirea ceaiului și arta ceaiului. Da, foarte bine. Nu mă uit. Păi de ce nu te uiți? Pentru că în față nu are un ceainic, are o cafetieră. Pentru că adică de acolo plec. Toate greșelile erau într-un filmuleț de câteva secunde. Ea venise secunde cu cafetieră și prezenta cum se servește ceai. Ea avea o cafetieră în loc de un ceainic. Ceașca de ceai era de fapt o ceașcă de cafea. De cafea. Adică totul era pe dos. Mersi mult. Lingurița neașezată. Bine, pentru un profesionist astea sunt nuanțe. Da, pentru dar pentru un om cu educație... Îți are în ochi într-o secundă, exact cum spui tu, după 2 secunde închis. Nu poți să iei un ce. De obicei, ceainicele sunt apăsate. Da? Deci ăsta este primul reper. Sunt un pic mai turtite. Cafetierele sunt mai înalt. Bun, și multe alte. Și am zis, domnule, trebuie să fac cursurile, dar făcute ca lume. Vine pandemia. Comand de pe net toate cărțile de bune maniere, etichetă, protocol și așa mai departe. Mă refer la partea aceasta socială, nu cea instituțională. Le comand, peste 70% le-am rupt și le-am aruncat. Să nu fiu repudiat, să nu fiu scos din societate. Le-am aruncat pentru că erau fundamental greșite. Aveau niște nuanțe, aș folosi niște termeni duri. Era o carte scrisă de o doamnă care spunea în primele pagini că nu e așa, orice bărbat trebuie să știe să se poarte în societate și acasă, pentru că, cum știm cu toții, orice bărbat are și o soție și o amantă. Top! Și am zis, nu există așa ceva. Dacă ajunge pe mâna unui copil dornic de învățătură, dornic de formare. Și zice, păi ce, da, ce e normal, că uite, am citit eu într-o carte. Am reținut câteva dintre ele pe care le dau ca recomandări de carte la cursurile mele, foarte multe bune, e adevărat că nu sunt românești. Avem, în schimb, o carte absolut genială de etichetă și protocol, care este cea mai bună carte a doamnei Sandra Gătejan, director de protocol al Ministerului Afacerilor Externe. Foarte bună cartea și foarte cea mai profesionistă carte din ultimii 30 de ani pe care am văzut-o legată. Serios, de... Da? Foarte bună carte. A fost șeful de protocol al Casei Regale, doamna. Deci știe subiectul, rest sunt niște oameni care au început să scrie. Da, ne pricepem și noi la asta. Cum ar fi să-mi dau eu cu părerea așa despre este. Fotbal? Da. Eu fotbal știu că aveam surprizele și când apărea, țin minte, Pele, Maradona și mai era unul cu clionți, blond, așa, portar. René Ghita. Nu. Neamț? Da. Celebr. Harald Schumacher? Nu mai știu cum portar. Cheamă. Nu Schumacher. Nu. Creț cu părul creț și blond și avea părul până la celebru portar. Mă rog, îmi apăreau surprizele, zic, mama, asta e. Adică nu poți să te apuci să scrii despre lucruri pe care nu le cunoști sau iei o carte, cum am văzut astăzi, iei o carte și deschid bune maniere. A, bineînțeles, e ușor. Nu. Ce sfat ți-aș da eu? Du-te, stai într-o țară care a inventat aceste lucruri. Hai să nu zicem Londra, Franța, dacă am pe acolo se învârte joaca. Ai putea să te duci în zona asiatică, în Japonia sau în China, pentru că avem elementele foarte serioase de protocol acolo. Stai un an, doi, plătește, am vreo 15-20 de mii de euro pe an, după care te întorci și poți să-mi dai lecții de... Până atunci e complicat să citești o carte. Ce faci tu când intri într-un restaurant? E de formație profesională? Te uiți la toate? De regulă, da. Și nu-ți convine ceva pentru că oamenii nu se pricep. Ce faci în momentul ăla? Treci cu vederea. Da. Rămâi să mănânci? Da, sigur. Rămâi, adică n-ai... Fără probleme, n-am. Mie îmi place cel mai mult să critic, dacă aș fi fost critic de restaurante, aș fi făcut o paralelă sau aș fi scris o carte despre micii de la obor.
ospitalitate. Cei mai buni, cei mai buni din România. Da, ospitalitate cu costuri reduse. Da. 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 Vine nenea ăla, te salută, mai strânge un par după. Ce mai faci? Cum ești? De parcă se știe cu tine de 30 de ani. Hepaticus. Da. Da. De 30 de ani de parcă se știe. Fratele nostru. Ia pahaile după. Ce mai faci? Cum ești? E bine? Piața e bună? Rămâi șocat. Eu am avut o întâmplare cu ei, am avut mai multe întâmplări cu ei. Chiar o să am cu Răzvan, vrem să facem o firmaie la ei. Am avut o întâmplare că stăteam la coadă, îmbrăcat în costum și n-au vrut să mă servească. Real. Și noi eram singuri, am și martori. Și au crezut că de la NAF, de la ceva, probabil. Băiatul e prea elegant. Forma am vorbit cu George și imediat, ce faci, ai venit, da. Și se tot fereau, tu nu vezi că e unul la coadă, unul cu costum la coadă, a venit. Tu așa omli și pe stradă? De regulă, da, am și ținute mai legere, dar de regulă, ai da. Short, ai pantalon scurt, știi ce să ia? Bermude. Nu sunt ironic, jur. Adică dacă mergem la plajă sau? La plajă n-ai cum să mergi în costum. Dar într-o zi de vară, de exemplu, la 44 de grade, tu tot așa mergi? Da. Pantalonul. Uite cum răsfutește. Păi nu poți să... Am înțeles, nu, gata. Nu se poate altfel. Ți-am zis, ești dintr-un material... Cămașă cu mânecă lungă, de obicei închisă, în cazurile în care, nu știu, ai treabă de alergătură și așa mai departe, ai voie să suflești mâneca, dar niciodată mai mult de jumătatea antebrațului. Atât poate să-și arate un bărbat. Picioarele niciodată și o să intrăm în partea aceasta. Hai să vedem despre ce e vorba aici, că... Bun, dacă ar fi să începem, ar trebui să începem cu partea aceasta de naștere a protocolului sau cum s-a născut, pentru că sunt câteva elemente despre care ar trebui să vorbim. Ar trebui să vorbim despre protocol, ar trebui să vorbim despre diplomație, ar trebui să vorbim despre curtoazie, ar trebui să vorbim despre etichetă și despre bune maniere. 5 puncte foarte simple, toate înglobează fiecare acțiune pe care o facem de când ne trezim până seara când ne culcăm. Toate. Îmi zicea cineva, da, tu vorbești, eu în primul rând nu vorbesc chestiuni instituționale, adică diplomație instituțională. Nu, eu fac diplomație socială, care e cu totul altceva. Și zice, da, dar ce diplomație fac eu acasă? Că eu sunt mamă, cresc copii. Și am zis, sunteți diplomat prin excelență. Păi cum adică? Păi vă dau un exemplu care se studiază și în psihologia infantilă. Mama când începe să negocieze copilul face un act de diplomație. Că asta înseamnă diplomația, negocierea pentru câștigarea unui principiu, interes și așa mai departe. Copilul vrea tableta și mama începe actul diplomatic. Îți voi da tableta dacă mănânci. Deci prima oară trebuie să mănânci. Adică uite ce ți-ofer eu ca să-ți dau asta. Exact asta face un diplomat. Reprezintă interesele unei țări, ale unei națiuni în fața altui partener. Deci actul diplomatic se întâmplă de dimineață. Dar de nu îl conștientizăm. Da, tabietuile, multe dintre ele intră în partea de curtoazie, adică elemente născute la curte și unele de bune maniere. Când te duci la baie, da? Sau luat toaletă în unele cazuri, dacă există aceste două oficii în casa ta, baie, toaletă, când te duci și nu ești singur în casă, ce faci? Primul lucru, ce ar trebui să faci? Când știi că mai e cineva în casă, în prejurul tău și tu vrei să te duci la toaletă, ce ar trebui să faci? Baz la ușă. Primul lucru, baz la ușă. Acesta ține de un element de curtoazie, adică element făcut la curte. Maniera în care baz la ușă, adică lucrurile pe care le facem cu mâna. Manieră, manum, că provine din termenul latin, curtoazie, elementele care se făceau la curte, la curte aristocratică. Bun. Protocolul sau primele interacțiuni sau primele lucruri pe care le facem atunci când ne întâlnim în oameni. De unde provine termenul? Termenul este grec la origine, cuvântul protocolon este grec la origine, dar se folosea în Egiptul antic. Greaca era limba de cancelarie, printre altele. Arcadiana, babiloniana, ulterior persana, feniciana și așa mai departe. Una dintre cele mai vechi limbi de la care avem, pentru că alfabetul fenician este destul de târziu, înainte de asta avem elemente din zona Babilonului în limba arcadiană, care s-a uitat între timp și este o limbă moartă astăzi. Elementul acesta de protocol, pentru că îmi place foarte tare să îmi încep cursurile cu strângerea de mână. De ce strângerea de mână? Pentru că este prima interacțiune pe care o avem cu oamenii. Protocolul acesta provine din Egiptul antic și era o hârtie sau o bucată de document lipită documentului oficial. Eu trebuia să mă duc să-ți transmit un mesaj. Și atunci ce făcea? De la cancelaria regală mi se dădea documentul oficial pe care trebuia să ți-l înmânez, dar lângă asta ți se dădea o foaie de eveniment sau o fișă de eveniment. Trebuia să știi cum să te îmbraci tu în primul rând, dress code obligatoriu. În Egiptul antic. În Egiptul antic.
trebuia să știi cum să vorbești, formule de adresare. Trebuia să știi cum arată regele, respectul pe care îl dai partenerului tău, dar aici nu este chiar corect pentru că se făcea o diferență de clasă, și ceea ce trebuia să transmiți tu foarte pe scurt, adică opisul documentului transmis pe scurt. Și avem documente la muzeul din Cairo în care arată papirusul acesta sau cartea aceasta de protocol în care te duceai în fața lui Cătălin. Știam, Cătălin este îmbrăcat în roșu, deci era un semn al aristocrației roșu. Nu-l purta poporul, primul lucru. Da, și trebuia să știi cum să te adresezi, formulele de adresare și așa mai departe. Și este prima încărcare a protocolului, o avem la Ramses al doilea, când primește un set de trei emisari, care nu știu formulele de prezentare și le-a tăiat capul. Zic, păi, cum vorbiți voi așa cu mine? Nu, luminătorul cerului, trimis de zei pe pământ să vă dau viața muritorilor? Așa vorbești cu mine? Te ia-ți capul, hârști! Deci este o încălcare de protocol. Tutuiala este o încălcare de protocol. Vorbesc la mediile formale, da. Există și la asta derogare. Arcuri peste timp, salturi în istorie, la plecarea egiptenilor. Ce se întâmplă? Pentru că noi acum considerăm, sau noi fiind latini, având nuanța aceasta latină, considerăm că romanii au împrumutat elementele acestea de protocol, de diplomație oficială, de parte de ceremonial, romanii le-au împrumutat de la greci, de la elini. Elinii le-au împrumutat de la perși. Perșii le-au împrumutat de la egipteni, egiptenii de la Sirobabi. Deci, dacă am dat timp înapoi, ne-am duce către Anunnaki. Da, am ajunge undeva. Bun. Cert este că fiecare etapă din istoria umanității, fiecare etapă istorică a avut o contribuție majoră la ceea ce suntem noi astăzi ca și construcție socială. Ei bine, cei care au schimbat fundamental lumea bunelor maniere, a etichetei, a protocolului și a diplomației au fost Egiptul Antic, Grecia Antică, vorbesc pentru cultura noastră europeană, că dacă mergem în zona asiatică, și asiro-babilonienii au fost foarte importanti și perșii. Pentru partea aia, da. Bun, deci avem Egiptul Antic, avem elinii, avem Roma Antică și cel mai important și nu ultimul, penultimul, Bizanțul, care ne spune foarte multe din elementele acestea de fas ceremonial și așa mai departe. Și ultimii care închid acest cer sunt francezii. Curtea franțuzească. Curtea franțuzească din mai multe motive. Din partea elementelor sociale datorită monahilor, în perioada absolutismului monahic, din celălalt punct de vedere instituțional a unui preot. De fapt avea o funcție mai mare, era cardinal. Știi pe ăla cu trei mușchetari? Cardinalul Richelieu a fost șeful diplomației contemporane, șeful diplomației moderne. Da. El inventează prima școală de diplomație oficial. A spus că nu este suficient să te duci să vorbești despre interesele națiunii în fața unui partener, ci este important să știi ceea ce să vorbești sau să știi ceea ce trebuie să transmiți. Și el a zis, domnule, trebuie să facem o școală de diplomație. Se naște școala diplomatică. Bun, se termină partea aceasta în partea absolutismului monahii, pentru că în perioada iluminismului, când lumea a început să revine, încep să nască elementele, e adevărat, cu corespondent istoric, încep să nască elementele acestea de comportament în societate, de vestimentație și așa mai departe, dar ele se împământenesc foarte tare la trei mari conducători ai Europei. Doi britanici, un francez. Ordinea istorică este inversă, dar o spun adesea, din respect pentru o doamnă, o să încep cu o doamnă. Prima care schimbă fundamental normativul de etichetă și protocol este Regina Victoria. Străbunica sau străbunela Europei. Da? Cum ziceam noi, foarte interesant. Ce face foarte interesant? Bagă normativul de vestimentație la masă. Ai zis, cum? Veniți așa. Nu, ținută. Mai face un lucru foarte interesant. La ce oră? Supăm. Oră fixă de masă. Și a mai făcut un lucru extraordinar. Pentru doamne, introduce rochie albă de mireasă. Până la Regina Victoria nu a existat rochie albă de mireasă. De ce? Le avea de undeva împrumutate sau a venit cu ele? Adică nu, a venit cu ideea proprie. Și a mai făcut un alt element. Știm cu toții că la intrarea la restaurant, bărbatul intră primul pentru a atrage privirile indiscrete, pentru a discuta cu el, nu știu și mai departe. La ieșire, mulți zic, păi deschid ușa doamnei să iasă prima. Nu, Regina Victoria a zis că nu e bine. Pentru că gentilomul este dator să iasă în primul rând să-și protejeze femeia de eventuale pericole în Anglia Victoriană și atunci ploua.
trebuia să o protejeze, dar pentru că la urechile reginei ajunsese faptul că erau hoții de buzunare care furau gențile doamnelor. Și asta, gentilomul este obligat să iasă primul pentru a proteja. Și de acolo a apărut și regula cu mersul lângă trotuar al gentilomului pentru a nu fi lovit de trăsură, de cai și așa mai departe. Deci toate lucrurile sunt într-un lanț de data aceasta. Și mi-a plăcut foarte tare legat de rochia albă a reginei Victoria că barmanul șef al Ritz-ului din Paris, la sfârșitul anilor 40, se retrage și presa vremii a luat un interviu și a zis care este cea mai mare mândrie a activității profesionale. Și a răspuns foarte simplu, faptul că am servit toată viața gulere albe. Semn al aristocrației. De ce? Clasa muncitoare purta orice altă culoare gri ca să țină la fum, murdărie, praf și așa mai departe. Aristocrația o lua, o purta. Ce însemna asta? Că de aici a venit Regina Victoria cu elementul acesta de etichetă aparte. Însemna că alb mi-l permit și îl purtai odată după care trebuia să-l speli. Înseamnă că am oameni care poate să-mi spele lucrurile acestea. Și înseamnă că materialul pentru mine, adică mai era și o chestie de... Nu ne mai uităm la bani acum și așa mai departe. A murit regina, trăiască regele, Eduard al VII-lea, urmează la tron majestății sale Regina Victoria și a zis, mama, lucruri geniale, domnule. Ce e al ei, numai că trebuie să facem și noi ceva. Eduard al VII-lea ce face? Naște jobenul înalt, ca distinția al aristocrației față de mica burghezie, dar nu vorbim de burghezie, ca distinția al regalității față de aristocrație. Naște brandingul de trabucuri. El fuma trabuc cu mănuși de căprioară sau de antilopă și mereu se murdărea și la un dat a pus o hârtiuță pe marginea trabucului și a văzut că nu îi se mai murdăresc mănușile și a zis, oh, ce chestie bună, da? Și a apărut, și a apărut capișonul de data aceasta pe trabucuri. A pus pentru prima oară problema, sau mă rog, a conștientizat societatea și aristocrația asupra faptului că și femeile ar trebui să voteze. S-a întâmplat mult mai târziu. Da. A spus că femeia nu este doar o casnică și nu ar trebui să stea doar în casă, ar trebui să iasă în societate și să aibă și ea tot felul de activități. Să mai crească copii. A mai durat câțiva zeci de ani. El a fost denumit regele Playboy sau regele Dandy pentru că avea o fascinație teribilă pentru ținute. Istoricii spun că stătea între 7 și 9 ore să-și facă o ținută să iasă din palat. Și eu spun mereu la cursuri că o femeie nu întârzie niciodată. Hai de dragă, ești gata. Nu, o femeie nu întârzie. O femeie are nevoie de atât de mult timp cât are nevoie pentru a fi gata. Deci ea nu întârzie niciodată. Asta spunem noi că ai întârziat. Nu, n-a întârziat. N-a întârziat. Deci a făcut foarte multe lucruri pentru societate, lucruri ce și astăzi se mai păsează. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este... cel cu care ar trebui să-i dăm foarte mult credit pentru lucrurile acestea de eleganță și rafinament, nu numai în societate, și anume Ludovic Soare sau perioada Soarelui. Ce se întâmplă la Ludovic al XIV-lea? Începe cu câteva chestiuni foarte interesante. Începe cu unghia lungă prima oară. De ce unghia lungă? Pentru că aici sunt două nuanțe care sunt acceptate de către cercetători. Spun că prima era o impolitețe la palat ca și curtezan, adică dacă trăiai la curte să ciocăn la ușe, pentru că era considerat un semn al plebeism, al categoriilor negre. Și foarte interesant că de la Ludovic al XIV-lea la Ludovic al XVI-lea, de la mărirea Franței la decăderea Franței la Ludovic, societatea era împărțită în trei categorii. Dreptul divin, adică al regelui și Camarila, biserica și negri. Dar atenție să nu fie considerată altfel decât este. Poporul, adică cei care erau îmbrăcați în haine negre, erau mulțimea care aduna. Deci trei categorii. Ludovic al XIV-lea naște moda aceasta cu unghia pentru că se spune că zgâriau mai degrabă la ușă. Nu știm dacă este real, nu avem chiar atât de multe scrieri. Cert este că o foloseau foarte mult la peruci. Era o boală care în secol există și acum, se numește alopecie, îți cădeau bucăți. Da, datorită stresului, zicem noi acum, pe atunci era datorită altui fapt. Se scărpinau de păduchi în multe cazuri și aveau unghiuța mai lungă pentru a intra sau aveau un bețișor și așa mai departe. Dar motivul nu este ăsta. Pentru că, ok, ca aristocrat să-ți bagi degetul nu era chiar elegant și de obicei avea un băț din sidef sau o mică baghetă dintr-un material de aur sau argint și așa mai departe pe care o aveai ascunsă undeva. Deci cu unghia nu stă în picioare. Cert este că în foarte multe scrieri de epocă am descoperit faptul că unghia era folosită la
activitățile extrașcolare, cum îmi place mie să spun, era perioada în care se folosea foarte mult, se foloseau opiacele. Adică aduceau opium din zona asiatică și prizau un pic să se simtă bine la petrecere. O chestie de mare fason. Am mai făcut într-o altă chestie, a născut pantoful cu talpă roșie. A născut pantoful cu talpă roșie, deci nu Lobutan a făcut pantofii. Aia e o poveste. Așa cum se crede. Povestea spune că se plimba Ludovic al XIV-lea, se plimba la periferia Parisului și la un moment dat a oprit la un han să mănânce, el mânca o ofiert, a oprit să mănânce un ofiert și lângă hanul acesta era o măcelărie. Când a coborât din trăsura imperială, a călcat într-o baltă de sânge. Anturajul, ca să nu se facă de râs împotriva în preajma regelui, a zis: "Sire, ce bine vă stă cu roșu pe pantofi." Majestatea sa s-a uitat și a zis: "Da, într-adevăr, să-mi faceți o colecție întreagă din pantofi cu talpă roșie." Cine purta talpă roșie sau pantof roșu? Papa de la Roma și majestatea sa regele. Bună. Și povestea continuă și spune că ar fi intrat în han, la un hangiu, să mănânce un ofiert, a mâncat ofiert și la sfârșit a întrebat cât costă. Și a zis: un Ludovic. Ludovic era enorm, era o sumă colosală, un Ludovic de aur. Și a zis: aoleu, așa de greu o duc francizii, așa de greu e. Și zice: nu, nu, sire, așa de rar este văzut un rege la marginea Parisului. Și trebuie să vă iau banul. Da. Bun, asta. Bun. Și a mai făcut o chestie foarte interesantă de altfel. Ludovic al XIV-lea renunță la inelul, la pecetea aristocrației care era pe degetul inelar. Zice: domne, suntem mai în fines, nu putem să stăm așa cu piurile astea. Da, și mai departe și mută pe degetul mic. Dar îl mută din mai multe considerente. Îl mută, în primul rând, pentru a diminua aspectul acesta de juvaierul pe mână, dar era și un semn care s-a născut atunci, pentru că se spune că nu trebuie să bei cu degetul ridicat, că e un semn de proastă creștere. Astăzi, dar în perioada lui Ludovic nu era un semn de proastă creștere, era un semn în a-ți arăta statutul social. Astăzi, sau unde, în ultimii 20 de ani, cum și l-au arătat oamenii, mergând la restaurant și punându-și pe masă portofelul, cheia de la mașină ca se vadă și ce mașină, telefonul. Pe atunci când ridicai degetul, inelul acesta pe care Ludovic îl mută pe degetul mic era un semn al statutului social. Da. Mai și strălucea un pic. Ai diamant? Da. Eu am briliant. Da. E din aur, da, e din argint. Adică vedeai unde ești încadrat în mediul aristocratic. Da. Evident că nu era un semn de bun augur. Doi regi mai târziu, semnul acesta era semnul păunului. Cei care aveau boli venerice, ca să nu te apropii de ei, ridicau degetul în sus, adică nu te apropia de mine, am oba. Și de asta astăzi se spune că nu este elegant să bei cu degetul în sus. Și am trecut prin perioada lui Ludovic, al reginei Victoria și al lui Eduard al VII-lea și ajungem în contemporan. Ce facem noi în contemporan cu toate regulile acestea îmbătrânite, învechite și așa mai departe? Elementele de curtoazie mi-aduc aminte că sistemul s-a împărțit o foarte bună perioadă de timp între două elemente, între sistemul aristocratic și până la începutul anilor 40-50, când vine sistemul meritocratic. De fapt, el se termină prin 20, se termină mult mai devreme. Adică ce spune aristocrația? Dreptul meu divin, nu poate să-mi ia nimeni, că așa mă nasc cu el și o să fiu rege la un moment dat, conducător și așa mai departe. În schimb, conceptul meritocratic al americanilor, de data aceasta importat în Europa, spune că nu contează în ce familie te naști. Dacă ai educația, dacă ești serios, dacă ești consecvent, dacă și așa mai departe, poți să ajungi oricine în societate. Drept dovadă, avem președinți care au avut o profesie cât se poate de banală sau o tinerețe banală și au ajuns președinți de stat. Ei bine, împărțirea sau clasele acestea au fost foarte bine delimitate o foarte bună perioadă de timp. Până la începutul secolului al XX-lea, când absolutismul monahic cade, se termină cu regii Europei, terminați-vă și așa mai departe, și prima care ia naștere, sau prima unde se întâmplă acest lucru, este tot în Franța. Gavroche, de mână cu Madame Liberté, Egalité, Fraternité, a zis: ce e asta, rege, sire, conte și așa mai departe, terminați-vă cu asta. Maria Antoinette, în piața publică, hârști, au zis: domne, ești prea înaltă, te mai scurtăm de un cap. Majestatea voastră, cum facem? Păi, te-am exilat, te-am readus, te-am... și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte tare că citeam zilele trecute despre generalul Lafayette, care a fost foarte aproape de rege, conducător la armate în perioada schimbării din partea aristocratică în partea democratică, a fost promotor al acestei mișcări. Și spunea foarte tare că elementele de curte ar trebui să dispară pentru că sunt prea învechite și ar trebui să îi lăsăm poporului dreptul de a-și alege drumul. Sună cu ceva din socialismul pe care l-am cunoscut și noi.
Foarte interesant, în perioada Revoluției franceze, în perioada aceea de câțiva ani de zile, pentru că a fost un tumult foarte mare chiar și pentru lumea aceasta protocolului oficial, intervin câteva elemente. În primul rând, denominațiunile sau denumirile formale ale titlurilor dispar. Cum spuneam, rege, sire, conte, ducesă. Suntem cetățeni sau ce suntem? Cetățeni. Cetățene. Și a zis, s-a terminat. De ce? Că era o uniformizare. Toți eram cetățeni. Trecând din Franța, traversând Europa și ducându-ne în partea slavică, și acolo se întâmplă același lucru. Îl ia pe țar și a zis, sire, veniți cu noi până la Beci, că vrem să vă arătăm colecția de vin. Pac! Trage glonțule, dau foc și așa mai departe. Și a zis, tătuca Lenin a zis că opriți-vă cu denumirea de țar și așa mai departe, de aristocrație, și cum ne numim? Tovarăși. Deci cetățenii și tovarăși. Tovarăși. Și mi-aduc aminte că au fost folosite la noi foarte în problema titlurilor formale ale perioadei trecute, au fost folosite foarte interesant. Și m-a întrebat cineva, dar cum că foloseam în unele cazuri și tovarăși și cetățean? Nu, se folosea tovarăși. Păi da, dar am auzit eu într-un film celebru, cetățene mocuță, cetățeană mocuță Stella, ești de acord să le încăsătorie pe cetățenie? Da, era la cistării civile. Pentru că noi foloseam jurisprudența franceză. Deci noi foloseam legea franceză și era cetățean. În rest era tovarăș. Tovarăș. Și lucrurile acestea, deci plecând de la franțuzi, ajungând la partea rusă, în care se abolesc titlurile nobiliare, se elimină, sunt interzise în a fi folosite, ne împărțim între cetățeni și tovarăși, care au fost folosite până, deci de la Revoluția franceză, până în 1989, la căderea blocului comunist. Dintr-o dată, iarăși ne-am domnit și iarăși au intervenit titlurile acestea de formalism în adresare. Ce este foarte interesant, de foarte multe ori am fost combătut, dar nimeni n-a putut să mă combată cu documente sau cu dovezi istorice. Primul care introduce în scriere curentă pluralul majestic este primul om care a avut tabletă în lume. Acum să-mi fie cu iertare că glumesc, și anume Moise. Da. Moise fiind secretar personal al, pe atunci, conducătorului suprem în zona Egiptului, al faraonului, în comunicarea sa cu Dumnezeu, spune că lui Dumnezeu, care este a toate văzător și știu, nu poți să-i te adresezi ca unui simplu, și a zis că trebuie să fie folosit pluralul majestic. Pluralul majestic, adică fără margini. De altfel, încep și în documentele de cancelarie, încep să fie folosite inițialele, că de acolo plecau. Și m-am uitat în documentele de Evmediu, chiar și Nevul Mediu Românesc, știți cum începeau documentele? Literă mare, da. Fără punctuație, da, da, da. Fără virgulă și se termina când se termina. Odată cu schimbarea scrierii, trecerea din scrierea arhaică în scriere contemporană, lucrurile încep să capete sens. E bine, el este cel care introduce pluralul majestic și astăzi în întâlnirile oficiale, la mii de ani distanță, noi păstrăm aceeași reminiscență. Simbolurile bunăoară provin tot din Egiptul antic, dar dacă ar fi să o luăm real, al adevărului istoric, provin din zona Orientului Mijlociu. De exemplu, mâna întinsă, mâna providenței, ochiul atot văzător sunt elemente care provin din Orient, dar care folosesc foarte mult simbolistica protocolului și a etichetei contemporane. Mâna întinsă care se citește, de fapt degetul care se citește, provine de la cucerirea Ierusalimului de către Belșețar, urmașului Nabucodonosor, conducătorul Imperiului Asiro-Babilonian, cucerește Ierusalimul, se duce cu băieții să petreacă, la Nuba era închis, la fratelii n-aveau mese. Unde să duc? În templu din Ierusalim. Au luat vasele și au bechetuit. O mână apare pe cer care vine și scrie trei cuvinte. Menel Tekel Fares. Am venit, am văzut, am cântărit sau am judecat. Și astăzi citirea cărților sfinte în lumea iudaică se face cu... Elementele acestea provin. Și mai este un element care este folosit în diplomație. Floarea de crin. Nouă ni se pare ciudată. Cum să-i duc crin? Că miros ciudat. Miros. În elementele oficiale nu se oferă pentru că polenul ar putea deranja. Da. Dar floarea de crin, semn al bunătății, al bunei voințe. Să ne uităm în iconografia creștină, Arhanghelul Mihail care stă cu sabie de foc și Arhanghelul Gavril care aduce pacea, floarea de crin, semn al păcii. În Orient este considerată floarea păcii. Noi am considerat-o ca și garoafa. Cine a spus că garoafa este o floare mortoară? În perioada comunistă s-a împământenit acest lucru pentru că nu se găseau alte flori. Dar ia uitați-vă la Casablanca, mai e floare mortoară? Ce avea Humphrey Bogart la ținuta de seară? Garoafă. Garoafă, trecuse pe... Da? Și toate elementele acestea, de fapt, au un corespondent. Elementele de curtoazie și de bune maniere au toate corespondent vechi. Scoaterea pălăriei din cap, astăzi, ni se pare învechită. Dar ea provine dintr-un gest din Evul Mediu.
turnirurile cavalerești, când luptau pentru mâna unei domnițe, dar nu neapărat, pentru că exista codul al onoarei, cod al hranei, nu puteai să mănânci orice, oricât, cod al vestimentației, cod al dragostei, deci era un codex. Și atunci când se ducea la un turnir cavaleresc, după ce se lupta vitejește, pentru că nu știai cine se află în spatele armurii, se ducea la tribuna oficială, dădeai părăria să vadă, îi scotea coiful, în semn de supunere te duceai la rege, ca fiul al supunei, și dacă avea iubita ta era în tribună, avea bilet la lojă, te duceai la ea, ea ți întindea mâna, pentru că regula se păstrează și acum din evul mediu, ea ți întindea mâna, dacă avea vreun gând cu tine, îți dea o batistă, dacă era o chestiune serioasă, dacă era o chestiune și mai serioasă, îți dea o batistă împarfumată. Adică era o apropiere foarte mare, deja era o intimitate. Astăzi elementele acestea s-au păstrat. Batista, de exemplu, de la buzunarul hainei, astăzi are un rol formal, știți că mulți o au cusută, dar nu e așa, ar trebui să fie utilă. Butoniera. Noi credem că are un rol simbolistic aici. În clipa de față se mai pun doar insigne sau câteva însemne ale instituției sau așa mai departe. Ea a apărut din mai multe aspecte. În primul rând că vestimentația era inspirată, cum este blazerul, era inspirată din vestimentația militară și se închidea nasurile, dar în sistemul social, vestimentația clasică a oamenilor, acest lucru era un simbol al statutului social. Aristocrații, când se duceau să-și comande bijuterii, respectiv butoni, își comandau trei. Doi buton normal pentru manșete și un buton mai făcut, mai bătut în pietre. Mai sofisticat. Pentru așa era o bijuterie. Sau o broșe puteau, pentru că broșele erau purtate. Și astăzi broșele pot fi purtate de bărbați, dar în anumite contexte și anumite broșe. Deci elementele nu s-au schimbat foarte mult. Și ca să mai închid o chestiune legată de ultimul element care s-a stabilizat foarte bine în perioada lui Ludovic al 14-lea, a fost eticheta. Se termină Versailles de făcut și grădinarul șef, pe care l-am numit Pierre, pentru că nu l-am găsit în documente după nume, grădinarul șef al lui Ludovic s-a dus să se plângă majestății sale. Sire, e rău de tot. Ce s-a întâmplat, Pierre? Sire, cum să vă zic? Știți, aristocrații care vin la petreceri seara, da, calcă gazonul. Aoleu, Pierre, păi cum adică? Gazonul era atât de scump. În primul rând, doar regele avea voie să-l aibă în grădină. Aristocrații n-aveau voie să aibă gazon. Și era atât de scump de îngrijit. Știți celebrele filme când tăiau cu forfecuța gazonul? Da, da. Așa se întâmpla. Deci tăiau la forfecă pentru a nu crește. Păi ce se întâmplă? Păi știți când începe petrecerea, când e mai întoi, când intră Tiesto, dau în iarbă. Păi ce facem? Sire, eu m-am gândit, dar nu știu dacă o să fiți de acord. Păi simt, facem o etichetă. Cum adică? Și spunem așa, din porunca majestății sale, nu călcați iarbă. Și crezi că o să țină? Hai să vedem. Și a ținut. Ludovic, când a văzut că atât de bună este eticheta, nu călcați iarbă, a zis, băi, Pierre, mi-ai dat o idee și mai bună. Și face eticheta la masă. Impune ținută obligatorie, impune curtea parfumată, foarte multe lucruri. De fapt, eticheta, am o etichetă, de fapt, de la cămașă, care o etichetă de la cămașă spune a nu fi spălat la 40 de grade, a nu fi călcat direct fierul de călcat, da, a nu fi centrifugat. Interdicții. Asta era eticheta. Interdicții. Eticheta socială astăzi este, de fapt, o interdicție, atenție, nu o limitare, pentru că e foarte des întâlnit. La restaurant poți să mănânc pizza cu mâna? Eticheta spune că depinde de context, de moment și de loc. Dacă suntem într-o întâlnire formală, vei mânca cu tacâmul. Dacă ești tu cu iubita, ți este permis să mănânci cu mâna. Depinde de context, moment și așa mai departe. Sorbim cafeaua? Nu, eticheta ne spune că nu. Mergeți în Orient și nu sorbiți cafeaua. Sau mergeți în Asia și nu sorbiți supa. Să vedeți cum se uită la voi. Nu-ți deci place, depinde nu? De context, de cultură în primul rând, de context și de zonă. Da, nu se soarbe cafeaua, pentru că cafeaua se spune, cafeaua, mâncare, trebuie să aplicăm regula geishei. Nu sufli din tot ceea ce este în fața ta, nu sufli, lasă să răcească. Elementele acestea, ca să închidem partea aceasta a construcției, ca să ajungem la partea de masă, au fost foarte multe împământenite, luate din zona antică, aduse în contemporan, vorbind de perioada de sfârșitul secolului al XVII-lea, când se modernizează, până în secolul al XX-lea, când vorbim de un protocol și de un set de reguli uniformizate. Deci erau peste tot cam aceleași reguli, e adevărat că depinde de cultură. Astăzi, în schimb, ce... Ai, domne, ce mai... Da, vii tu cu 7 pahare. A venit tortul.
Păi îmi cer scuze, asta nu este pentru tort. Asta e pentru cafea sau ceai. Și zici, păi uite, o iau pasta. Asta nu, asta e pentru consome. Ok, păi atunci o iau pasta. Nu, asta e pentru fructe. Păi atunci cu ce mănânc, mănânc cu mâna. Da? Deci dacă vorbim, uite că ne uităm, ne întoarcem la 1900. Bun. Da? Și avem o lingură pentru desert, la 1900. Avem și o lingură pentru cafea, nu se confunda. Deci la 2023, la toate evenimentele la care mă duc, în toate mediile, academice sau mai puțin academice, la tort, ce pune românul? Lingurița. E o chestiune care ne-a intrat, eu am studiat-o destul de mult, este o chestiune care ne-a intrat dintr-o greșeală în uz. Pe vremea comuniștilor era un singur tacâm la cofetărie. Lingurița casata, care s-a născut dintr-o greșeală. Este o reinterpretare, de fapt, a linguriței de icre, pentru că lingurița de icre pe vremuri era în formă de stea sau în formă de cochilie, după aceea s-a mai îndreptat ca atunci când bagi în icre să nu le spargi. Da. Și au luat-o și au făcut-o casata, se numește, pentru că s-a născut dintr-o greșeală, o matriță care făcea linguriță s-a stricat și au ieșit câteva sute mii de linguriți, ceea ce facem cu el, dați-le așa că e o formă interesantă. S-a născut linguița de înghețată, că de-aia îi zice casata. În perioada comunistă a fost folosită în cofetării la orice. Deci era linguriță, amandină, cartof, savaj, nu conta, și așa mai departe. Felul 3. Duceți-vă la un eveniment oficial să vedeți că în ziua de azi, nu mă refer în România, mă refer undeva mai într-o țară mai, care are istorie, care are tradiție în asta, folosesc doar furculița la tort. Păi da, dar tiramisu cu ce îl mâncăm? Furculița. Dacă este mult prea cremos, folosim lingura pentru desert, care este și pentru înghețat. Evident că există și derogări de la regulă, este lingurița cu coadă lungă, o avem pe aici pe undeva, nu știm pe unde este, sau lingurița mazagran, care poate fi folosită la deserturi, da? Dar în anumite contexte. Când vine vorba de regulile acestea de etichetă și protocol, de asta o spun de foarte multe ori, că lucrurile nu s-au schimbat, personajele s-au schimbat. Adică noi oamenii ne-am pus într-o altă zonă și într-un alt context istoric. Dar regulile sunt aceleași, paharele. Dar de cine mai trebuie trei pahare? Dar mai avem timp să așezăm toate astea? Da. Durează câteva minuțele. Dar trebuie să și știm cum, Virgil, că dacă nu ești tu și mi le pui așa, asta mare cu asta mică știu. Da. Trei pe dreapta, trei pe stânga, nu știu dacă nimeresc ordinea, dar aici am mai pierdut, de exemplu, la toate acestea. Bine, poate la o masă din asta nici atât de mult nu e bine, nu? Adică eu adesea am spus-o în aparițiile mele TV, eu consider că există mai multe tipuri de protocol în lumea aceasta. Există protocol prezidențial, protocolul regal, protocol bisericesc, protocol militar și așa mai departe. Dar eu consider cel mai mare nivel de protocol din lumea aceasta este vizita mamei soacre. Și făcusem ochii mari și mă așteptam să zici președintele SUA, no, nu știu, no. Japonia, împăratul. Prea mic. Ce e mama aici? Mama soacră, ce ai făcut maica aici? La un moment dat am avut o întâmplare foarte hazie cu o tânără domnișoară care mi-a cerut un bol. Bol pentru supă. Și azi poftim? Bol pentru supă. Zic că, păi n-am decât bolul câinelui de apă. Păi cum adică? Păi n-am boluri, în casă n-am boluri de supă. Am boluri de salată, boluri... Păi și în ce mănânci supă? Asta este o farfurie pentru supă, nu este un bol de supă. Boluri există la consume, care se numește bulion, care avem voie să chiar să și bem supa. Dar nu există boluri de supă. De la micile astea nuanțe, eu de asta spun, m-a întrebat cineva, dar ce învăț eu la cursul tău? Un singur lucru. Dacă rămâne după cursul meu și te duci și le expui în societate, ai câștigat discuția din seara aceea. Bine, îți rămân sute de lucruri de la cursul meu, da. Dar un singur lucru, băi, uite, cupa de șampanie, știți de ce a fost făcută? N-a existat cupa de șampanie până la Maria Antoanet. Și la un moment dat, la un regal, a fost întrebat majestatea sa care este cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Și majestatea sa, fără să stea pe gânduri, este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut în viața mea, este sânul Maria Antoanet. Wow, oh. Ia pe spate, nu știu ce, da? A adus o echipă de sticlar de la Moraniu, i-au luat forma sânului lui Maria Antoanet și a ieșit cupa de șampanie, ca și cum ai ține sânul unei doamne. Ia să mă uit, mă, și eu la tablourile cu Maria Antoaneta. Deci e un pic, da? Față de flută sau trompeta, da? Care era cavalerilor de data aceasta, asta era aristocrație, să spunem așa. Toate aceste elemente mi se par complicate, dar nu sunt complicate. Sunt niște tacâmuri, niște farfurii și niște pahare.
Nu e mult. Apropo complicat. De pahare, iartă, mai zis că unele dintre acestea au 100 și ceva de anișori, nu? Da, cele trei pahare de aici. Zine despre ele un pic, stai să nu punem mâna, că Doamne ferește. Nu, că nu se întâmplă nimic, o să facem un pic de mișcare. Pahele acestea provin din, ca multe din elementele de aici, acesta este un pahar de lichior. Bun. Acesta este un pahar tot pentru lichioruri, dar de o altă formă. Acesta este de la 1900, acesta este de la 1900, acesta este un pic mai târziu. Este adus de străbunica mea, se pare că de la Karlovka. Acesta este un pahar de vin, așa arătau paharele de vin pe vremuri, față de ce cunoaștem noi acum. Nu beau multi, vezi? Da, dar era un pic. Adică, sau față de, iată că și aici avem. Aveau și un piciorușo cu o... Acolo, micuț. Da, micuț. Și aici avem, mi-a plăcut foarte tare ceea ce nu se mai face astăzi. Cristalul pur de data aceasta. Și forma aceasta? Sunt diferite forme. Primul pahar este un sniffer acum contemporan. Este folosit la whisky-uri sau coniace în măsuri mici. Foarte mulți o să spună că nu este bine. Așa este conceptul. Al doilea este paharul de grapa. Este cine? Cunoscut de grapa. Sau ceea ce știm noi, țuică sau pălincă. Da? Numai că italienii și-au făcut paharul lor. Au zis, dom'le, noi nu suntem ca oricine, ne facem paharul nostru. Balonul de coniac, care este ultra mega cunoscut, știm, cupa da. De șampanie. Aici avem un pahar pentru vin roșu, un pahar pentru vin alb sau roze. Da? Fluta de șampanie, celebra flută sau trompetă de șampanie, paharul de apă și paharul de vin roșu. De data aceasta noi am ales să, da, și, doamne, să punem vinul în altfel de... Avem și un pahar de apă, înțeleg. Apa ar trebui să fie nelipsită, este elementul. Deci de asta te întreabă, nu, chiar vreau să lămurim. De aia te întreabă orice ospătar când vine, tu neapucând încă să comanzi ceva, apă plată sau apă minerală. Deci ei trebuie să pună, la să fie la masă. Da, este și un act comercial până la urmă, că da. Nu este o instituție deci de binefacere. Deci noi, dacă tot ai pus... Este și una comercial, dar mai mult decât atât, apa este cea care curăță palatinul, în primul rând, pentru ceea ce o să primesc în restaurante, pentru că de asta spun că, bun, aristocrații au fost regi, au fost conducători și așa mai departe, care au impus anumite reguli, dar nu le-au impus degeaba. Păi au impus degeaba, franțuzii se bea șampanie înaintea mesei? Aciditate, deschide gustul. Deschide ceva, da. Deschide ceva. Noi românii începem. Dă-mi o palincuță, dă-mi o țuiculiță, dă-mi o vișinată, toate sunt băuturi digestive. Adică toate ar trebui la sfârșit. Da, toate ar trebui să fie. Ce de obicei la masă, începem cu ceva să ardă? De obicei la masă, băuturile aperitive sunt amare. Deci cu ce ar putea să fie tonice? Păi am putea să începem, uite, acum că tot suntem în zona vinului, cum vin pe lin. Adică să trezească ficatul, să-l pună în mișcare pentru ceea ce va urma. Și mi-aduc aminte, chiar am exemplu la curs, mi-aduc aminte că la nunta prințului William s-au pus pe masă, atât a avut bunica să le dea, s-au pus pe masă trei feluri de mâncare, care toate au însumat până în 600 de grame de mâncare. La nuntă de săraci. La români. Gustare rece, gustare caldă. Avem un fel intermediar care l-am denumit noi pește, sarmale, nu există. Friptură, tort, ca să nu zicem că a doua zi se continuă petrecerea cu ciorba de potroci. Și noi avem 6 feluri de mâncare. Viitorul rege al Angliei a avut 3 feluri de mâncare. Și nunta încă o chestie foarte interesantă, că și asta provine din Evul Mediu. Ai auzit vreodată despre luna de miere? Știi de la ce vine? Nu. Provine din Evul Mediu, în care nu ai legătură cu plecatul în excursii exotice. După ce ai strâns banii de nuntă. Nu. Regele și regina, cu o lună înainte de noaptea nunții, consumau miere cu nucă. Catena nu era deschisă, sensiblul nu era deschis și n-aveau de unde să ia elemente de masculinitate, ca să nu zicem de potență. Da? Consumau miere cu nucă, adică energizant, nuca care e foarte bună și pentru creier și foarte bună pentru organism, erau cele care se considera în Evul Mediu că dau foarte multă virilitate bărbatului și o să dea urmași sănătoși. Nunta în Evul Mediu, cel puțin în Evul Mediu târziu, durea între 4 până la maxim 5 ore pentru mire și mireasă. Atât. Cum de altfel anunțile regale astăzi, atât durează. Și cum am înțeles că sunt petrecerile prin Cluj sau pe undeva și unde oamenii întreabă, dar voi de ce vă chinuiți noaptea? Da. De ce nu începeți la 5 după amiază, să o țineți până la 12 noapte și plecați, vă culcați în patul vostru? De ce voi ăștia pe la București
începeți la 10-11 și vă chinuiți așa cu capul pe masă la 4 dimineața. Acolo mai trebuie să vorbim și de influența austro-ungară, care a spus foarte multe în obiceiul acesta. Când Mirele și Mireasa, pentru că eu văd foarte mulți, am foarte mulți clienți din urmând la căsătorie sau și așa mai departe, care îmi spun, dom'le, cum să fac? Aștept la primire? Nu. Păi cum adică? Nu stau eu să primesc? Nu. Este o prostie asta. Eu voi sta 3 ore să vă primesc, v-am invitat, sunteți invitații mei, pentru că de aici pleacă greșelile. Am un client, l-am avut, încă nu a făcut nunta, care a făcut niște, probabil cele mai luxoase invitații de nuntă pe care le-am văzut, carte de invitație pe o catifea neagră scris cu foiță de aur, o bijuterie nu s-a făcut în România, de altfel nunta este în afara țării și eu îi consiliez pe tot serviciul de protocol. Și mi-au zis, sunt frumoase? De frumoase sunt frumoase. Păi văd că nu zici nimic. De frumoase sunt frumoase. Sunt doar greșite. Puteți să le aruncați. Aole. Cum adică? Păi zic, ce nume apare primul? Păi al soției. Și am zis, din punct de vedere al cărții de invitație, se respectă două precepte. Sau două reguli. În primul rând, femeia nu are voie să invite decât femei. Ei dus departe, Virgil. Asta este prima regulă. Dar a doua regulă, mai creștinească, cap al familiei. Dacă tu, bărbatul, nu ești în stare să faci o invitație sau să-ți iei curajul de a face o invitație, înseamnă că ceva este distopic în filmul ăsta. Și azi nu e bine. Păi ce facem? Păi le refaceți, ce mai contează acum câteva sute de cărți. Dacă tot vreți să o faceți ca la carte. Dar vezi, iartă-mă, lucrurile astea trebuie să le știe cel de la agenție. Dacă n-are unul ca tine, el de unde le află? Le găsește în... Nu întreb foarte, foarte... Nu le găsește, nu? Adică sunt niște... Trebuie mult reguli ca să, da, le, da, ca să le găsești. Ca să fii aproape de perfecțiune. Da, există scăpări, evident că nu clar, poți să... Clar, dar mai... în principiu, eu n-am de unde să știu astea. Cu astea am rezolvat-o. Mai găsești un YouTube ușor, mai te sun, mergi la aia mare peste aia mică, astea te aia cu tare. Deja tu te duci în niște finețuri. Da. Așa ar trebui să fie, da, cel da. Puțin din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie. Știi? Pentru că regulile acestea, ok, dar de ce, doamne, am auzit pe mult, dar nu pot să mănânc cu mâna. Poți, dar tu le faci pentru tine astea, nu pentru că eu, sincer, dacă vin la o nuntă organizată, la care tu ai participat și ai așezat, tu dacă mi-ai pus-o pe asta așa sau așa, eu nu mă prind. Pentru că nu am... De aceea, de aceea adică avem tu un... faci pentru tine în sufletul, cum să zic, să iasă bine, fără să știi dacă cei pentru care îl faci o apreciază. Că eu, sincer, aș aprecia, dar nu mă pricep. Și unul singur, dacă apreciază, este câștigat. Am înțeles. Dar pentru aceasta avem cursuri în fiecare lună. Corect. Și atunci corect, oamenii corect. Pot veni, facem și chestiuni. Că uite, la restaurantele din România, nu vorbim din astea cu ștaif, la restaurant normal... Dacă nu murdăreai și asta, nu prea-ți schimba furculița și cuțitul la, după aperitiv. No. Da? Băi, ți-am dat 3 creveți. Nici n-ai atins cuțitul ăla, că ai luat cu furculița, ai făcut pac, pac, pac și după aia eu ar trebui să le pun așa sau cum se pun sau nu. În mod normal, nu știu dacă avem cadru aici, am văzut... Păi dăm cu camera de sus, să zicem. Adică, pe noi așa ne învățau. Păi, ai terminat, mamă? Dacă mi le fac frig. Ca să vină omul ăla să știe să le ia, că altfel dacă nu ăla stă acolo, o oră și te așteaptă. Da, și închiderea cea mai bună, o să iau acum mare, închiderea cea mai bună, pentru că am văzut foarte multe reguli de la niște doamne care se plictiseau foarte mult pe acasă pentru curentul da, oamenii în Statele Unite. Și ai dreptate. Și ai, e problema, și au zis, doamne, inventez eu o regulă. Intrăm pe YouTube, am că am văzut live, deci cât are ai, mă? 20 de milioane de vizualizări, mă. Deci da. E ceva ștampilat. Nu. Așa, da. Și așa mai departe. Regula. Termin de mâncat. Da. Mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Aștept felul următor. Iartă-i dus departe. Încă sunt în consum. Aș vrea să îmi schimbați că... Ne-ai omorât. Dar e o prostie. Există o singură regulă. Am terminat. Ce provine din evul mediu. În evul mediu, mesele. De ce frecăm menta? Că tot da, e o regulă da, da, de... Da, 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 da. Da? Ca era să nu mai miroasă. Pentru a elibera masa de odoruri. În evul mediu, scaunele fiind foarte late, fiind jilțuri, de fapt, pe care stăteau da. Boierii, invitații și așa mai departe, tacâmurile, farfuria nu exista farfurie, exista tipsie. Da. A, deci un platoșe metalică da, pe care da, se da, mânca da, da. Totul. Corect. Pe o felie de pâine groasă, de obicei, pâinea se lua de la servitorilor, resturile se dădeau animalelor și așa mai departe. Tacâmul se punea furcheta, pentru că nu exista furculiță, exista furchetă, da? Cu două, puțin dinți, doi, sau câți avea? Doi, trei. Doi dinți. Până la Henric al VIII-lea, care schimbă un pic normativul acesta.
se punea furculița și acum îl închis. Pentru că atunci când venea serverul, când venea servitorul să-ți ia, apuca furculița și în felul acesta tacămoile nu se mai mișcau din farfurie. Păi dacă eu le-aș pune așa, cum mi-a zis mie doamna americană... Ai căzut în cap, dar când îl tragi peste, poate el n-are loc, o scapă ori pe masă, ori pe client. Asta era singura regulă. Acum s-au inventat tot felul de lucruri și eu zic, eu dau mereu un exemplu. Vă plac regulile astea cu închis, cu așa, da, foarte excepționale. Închipuiți-vă că sunteți în Colentina, la o cârciumă de cartier, și m-a a mâncat un pic și a spus, dacă mă așa și parcă îl văd pe Kellner, tacticos, așa vine. A terminat, da, o secundă. Deci nu v-a plăcut, e bine. Da. Așteptați felul următor. Asta e exclus? Să fim serioși. Omul ăla... Cine trebuie să... Dar nu vorbesc de o cârciumă de cartier, vorbesc de restaurante cu mare ștaif și așa mai departe. Închiderea este una clasică de data aceasta. Setul de tacâmuri și setul de ustensile pe care le avem pe masă respectă o regulă foarte simplă. Felurile de mâncare vin concomitent cu tacâmurile de la exterior către interior. E corect. Simplu regula. Perfect. Asta e foarte, foarte simplă. Bun. Cu paharele am lămurit-o. Tacâmul de pește în ziua de astăzi, să știți că o să dispară, pentru că tacâmul de pește nu mai are utilitate. Peștele, oricum, la evenimente este filă. Da? Da. Deci nu mai are să stau, să curăț oasele și așa mai departe. Sau la restaurantele cu ștai vine dezosat. De sau el, da, ți-l face, da, e fileul... Nu, poate mai bine, eu mă gândeam, știi, la bucățica aia deja făcută, știi? Da, dar acum la mare restaurante vine, ți arată întâi peștele făcut. Și pormă ți-l aduce și zice, da, nu te lasă să te chinui. Deci tu. Are un rol formal acum, se mai da. Pasează doar ca o reminiscență a ceea ce da, era și băi, dă bine că uite, iau trei feluri sau ceva, ia uite câte au. Și pe la salon denunț, eu întreb, băi, oameni buni, de ce mai cumpărați tacâmuri decât nu dați păstrăm să stai cu oasele? Să... Adică totul e porționat acum și așa mai departe. În schimb, revenim la o chestiune ce nouă ne place foarte mult. Pâinica. Pâinica, asta voiam să te întreb, că eu mi-am și pus-o aici în față. Adică astea... Pâinica, avem serviciu pentru pâine și unde și are un singur tacâm, este considerat serviciu datorită lipirii celor două obiecte de inventar. Pâinea, să știți, care este aparte față de serviciul de masă, nu respectă reguli. Bun. Supa. Supa, de exemplu, las că dăm un exemplu. Supa... Nu se mănâncă așa. O mâncăm invers, nu? Sau cum? Corpul nu trebuie dus către mâncare, mâncarea trebuie adusă către corp. Păi hai, dar foarte relax, foarte relax. Bun, să și învățăm, adică... Prima regulă e a șervetului. Bun. Care șervetul se pune în poală în momentul în care începe să-ți vină mâncarea. Pentru că până atunci e posibil să te mai miști, să te mai duci la toaletă și așa mai departe. L-ai pus, dar... Nu l-am pus așa. Nu deschis. Șervetul se pune închis... Domnii, de regulă, regula britanică spune că bărbații ar trebui să-l pună cu cresurile, cu deschizăturile spre exterior, adică spre picioare, și doamnele invers, pentru că doamnele, gura la doamne nu se șterge, gura se tamponează. Ideea nu e să mă protejeze, să-l deschid? Întreb, ca țărănușul. Ba da. Nu să, adică dar mai mult? Nu, jumătate, pentru că cealaltă jumătate a picioarelor este protejată de fața de masă. Adică nu poți să dai... Bun. Mă gândesc că o să cadă toată pe mine. Bun. Aia are vreo legătură? E numai din filme, nu? Sau are vreo legătură, pentru că îmi zicea cineva că el nu poate să mănânce fără babețică. Și am zis, dacă ai 3 ani sau nu te-ai dezvoltat, da. Nu este acceptată. În mediile formale nu este acceptată. Nici chiar în momentul în care vine și îți spune, stai să vorbesc la asta, în care vine și îți spune ospătarul, că mai pățit-o, în momentul în care mănânci vită la plită încinsă. Nu există așa. Da. O face mai departe de tine. Și el ți-o aduce la tine. Tu îi spui medium, da. El vine și aia e încinsă. Și el a venit și a zis, pac. Și ți-o aduce el și ți-o pune. Nu există așa. Nu, am întrebat. Păi cum își câștigă și el un tips? Serviciu. Ei? Pentru că aia sfârie un picuț. Nu pui aproape aia de tine. Aia sfârie. Nu pui aproape și de el tine. Și închipe că ducându-te aici așa, ți-a casărit. Și atunci vine cu una un picuț mai mare. Adică nu e chiar din aia de bibic. Nu. Știi? E niciodată. Ceva... Știu restaurantele unde-ți folosesc. Nu. Nu mi-am pus-o niciodată. Nu. Și mi-a cineva, eu mă pătesc mereu. Mănâncă mai încet. Nu m-am gândit la asta. Nu ai cum să te pătezi, cu cât mănânci mai... Festina lentă este principiul care se folosește la masă. Bun, am trecut la... Am trecut la supă. Da, bun. Deci farfuria de supă, lingura de data aceasta o să folosim o lingură de consomé, pentru că lingurile diferă. Hai să spunem că avem asta noastră tradițională, că nu mergem atât de departe. Avem, Virgil, ciorba de văcuță. Pentru că... Lingură de ciorbă. Asta este o lingură de ciorbă. Tradițională. Da. Bun. Sau de borș. Acolo avem... Consomé. Adică un pic mai fine sau mai... o supă poate fi lingură pentru supă. Adică supa cremă dovleac? Poate fi, da. Bun.
Ce s-a întâmplat? Mâncăm cu lingura, supa cremă. Lingura pentru borș. Da. Că la ciorbă nu este lingura atât de mare. Lingura pentru borș ne-a venit tot din zona slavică. Ciorba. Ciorba. După denumire, e din provine din zona arabă, nu să zicem turci, acum că ne sar ceilalți da. Frați în cap. Borșul este slav. Slav. Atenție, nu rus. Că aici intrăm într-un debate. Da. Da? Este slav. Slav. Bun. Balșoeta, lingura malbalșoi. Da? De aceea lingura era mult mai mare. S-a folosit o perioadă foarte lungă în București, chiar și în Franța s-a folosit lingura mare, numai că nu este, nu are practicabilitate. Adică de ce aș băga o cantitate atât de mare? Da. Și francezii au zis nu. Fines. Și atunci au luat lingura de consome sau lingura de supă. Te și obligă asta să mănânci altfel. N-ai cum să faci așa. Nu, aia dacă mi-e foame, fac așa. De ce s-o dă? Ai luat ciorbița și da. Pac, 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 pac. S-a dus. Da. Mai lovesc, mai fac. Că mi-e foame. Da. La aia n-ai cum să faci cu ea așa. N-ai niciodată. Cum. N-ai cum. De obicei, n-ai cum, indiferent cât mai, e de foame. Mai ales în mediile formale, adică vorbim de chestiuni diplomatice da, sau de chestiuni da, oficiale. Da. În primul rând, postura nu trebuie să fie. Nu cad peste. Vrei să-ți o vezi privirea? Postura trebuie să fie dreaptă. Atenție, nu forțată, pentru că e mai... Băț, da, ca să dea. Dreaptă, pur și simplu dreaptă. Și atunci lingura este cea și care urcă... folosește într-un sens invers. Da. Pentru că dacă o face așa, totul să... Atunci bun, vei... invers, invers și ea este și cea care urcă. Se șterge și se aduce către gură. Nu... Se și șterge, stai puțin, stai. Bun. Dacă avem o supă cremă, de exemplu. Da. Da? Sau un consome. Bun. Care este gras și când a căzut pe veșmânt, nici. O să avem o problemă. Da. Se ia, șterge. Se dă pe margine și abia atunci o duci pe gură. Vezi, învățăm. Încet. Învățăm. Încet, asta este singura regulă. Învățăm. Încet. Și la paste. Ce facem la paste? Bună și asta. Pentru că întrebare concretă de la ospătar. Vă aduc și lingură? Nu știu, domnule, adun sau nu adun. Vă aduc și lingură? În Italia, mie mi s-a întâmplat. Tu ce poți să-i răspunzi? Dacă nu ești țărănuș? Îi dăm răspunsul imediat. Mie mi s-a întâmplat în Italia, la un restaurant cu Stea Michelin, în centrul Romei. Am mâncat niște paste cu sos roșu și pește. Și la sfârșit ne-au adus un coșuleț așa de pâine cu colțuri de, dintr-o pâine. Că sunt român de aia, nu? Da, să reglăm din pâine. Nu. Să muiați? Da. Nu cred așa ceva. Apoi ce facem cu sosul? Hopa! Cum muiem? Și am zis, stai un pic că se schimbă reperele. Nu că spune, stai un pic cultură. Că m-ai pierdut. Deci ți-a adus pâinicuța? Da, pentru sos. La un restaurant cu fițe. Tare. De fițe. Tare. Bun, bun. Și a zis că este un obicei de la bătrânii noștri. Ce ai făcut în momentul ăla? Bineînțeles. Pâinicaș. Refuză tu pe soacra când a gândit. Nu. Nu. Ce nu-ți place acolo? Ce am pus sarnă prea multă sau ce n-are sare sau ce? Pe nimeni să-l alteri să-ți fac? Că nebunești dacă... Lucru. Obiceiul da. Locului impune anumite, anumite lucruri. Când vine vorba de paste, aici lucrurile se schimbă. Dacă vorbim de un mediu protocolar, în mod normal ar trebui să folosim lingura. Iartă, mai să nu spunem protocolar. Eu, soția, copilul. Într-un restaurant civilizat din București. Da. Ce facem? Vin pastele. Pastele bănuiesc că dacă sunt pene, rigatoni și așa mai departe, poți să le iei doar cu furculița, sigur că e că ușor. Da. Dar avem la spaghete. Dom'le, soția vrea să mănânce carbonara. Sigur că și atunci ele sunt... Și omul îți aduce și lingura. Dacă suntem la restaurant, lingura este recomandată pentru că ajută foarte mult să nu dai pe tine, să nu stropești și așa mai departe. Și mai face un lucru, mai ales la tineri. Creează dexteritate. Adică îl obligă să țină ambele tacămuri în mână. Am înțeles. De data aceasta. Tacămurile se țin după două metode. O să le dăm exemplu. Bun, stai un pic. Stai un picuț. Deci ăsta sunt așa. Cel care arată. Ăsta. Da, cel da. Care împunge, de bun. Fapt. Bun. Da? Metoda aceasta. Să am și pârghia să pot să împung. Metoda aceasta a cuțitului continental. Sau mai este metoda pană. În care mâncăm așa. Dar stilul acesta nu este acceptat. Nu este acceptat cu ghilimele de rigoare, că până la urmă... Deci asta este clasicul asta care este nu dă greș. Cea mai bună, pentru bun. Că ai pârghii foarte clare pe mâncare, bucățele foarte mici, nu facem soldăței în aici fapt. Nu te baza pe mine, nu te baza pe mine, asta cu bucățele foarte mici nu dar merge, să revenim dar... Să revenim la paste. Acum ce bun. Facem? Care mână ține furculița? Omul ți-a adus și furculița și lingura. Ți-a adus și furculița da? Și lingura. A zis cine servește paste? Că te întreabă. Da. Și atunci băiatul ăla bun și la toate. Și răspund, eu nu mai servesc de vreo 30 exact, de ani. Cine consumă, cine da. Mănâncă bun. Și el vine mie la friptură, mi-a dat cuțitul și așa de friptură și doamne a venit și i-a pus și lingura. Perfect. Da, de paste. Vin pastele. Da.
care sunt spaghete carbonara. Spaghete carbonara. Lunguiețe. Lunguiețe. Foarte bun. Bine. Bun. Doamna, pentru a nu-și păta ținuta sau pentru a se ajuta în farfurie, pentru că ce se întâmplă? Lingura de ce ajută foarte mult în preparatul de paste? Ajută să preiei și din sos. Da. Pentru că altfel ai luat doar din ele. Da, ți-ai luat. Pentru sos. Vei lua doar din ele și la sfârșit vei rămâne cu o mare de sos. O ciorbiță. Și atunci tu vei lua pe marginea de jos, voi pune pastele, vei învârti în felul acesta. Nu ajunge nimic pe veșmântul tău. Atenție, lingura nu pleacă de deasupra farfuriei. Nu duc și pe ea că n-are tie goală. Te suport. Am luat-o, am înfășurat puțin. Eu recomand mai ales tinerilor sau copiilor, pentru că își creează foarte mult dexteritate. Da, spune-ne. A închis bun. Și după care a luat. Este, it's that simple. Perfect. Mic, complicat. La friptură, ne aduce omul cuțit special pentru friptură, mai ales dacă e vită, nu? Da. Adică cu asta nu prea avem ce să cuțitul facem. Cuțitul de steak, nu. Bun. Și l-avem pe ăla mai zimțat un pic. Un pic mai zimțat. Mai perfect. Omul știe că întreabă cine mănâncă vită. Da? Asta cu servitul e dispare de peste tot. Eu nu servesc. Nu doar servi. Mănânc și beau ca și client. Bun. Doar chelnerul servește. El mă servește pe mine, eu mănânc, consum, halesc. Consum, mănânc, beau și atât. Bun. El mă servește. Doar el servește. Perfect. Vine fripturica, cum ne place nouă, fripturica ciorbică cu diminutivele astea, da, italienești. Da. Fripturica poate să aibă și un sos. Ce facem? Bun. Are sosulețul. Ce facem noi aici? Care e pus peste ea? Care e pus peste ea sau separat. Bun. Trecem la... Hai să zicem care e sosul. Da. A venit ai sos. Ai luat, nu știu, gorgonzola. Da, am luat sau pfeffer steak. Bun, sau... exact. Am steak în farfurie, poate și un pic de garnitură. Chelios. Simplu. Chelios. Ce fac cu sosul? Îți zic eu ce fac, îl iau și îl torc peste. Poc, tot. Și întorc un pic ăla așa, știi? Da, dar de ce să o fac acum pe interesantul? Nu. Se ia, se pune și nu se pune peste preparat, pentru că nu știi dacă îți place sosul. Nu știi cum va fi combinația, deși tu poate ai încercat-o de zeci de ori. Dar e alt restaurant, bunele poate nu e și la fel. Bunele maniere spun că niciodată, nici sare, nici piperul, nu vin niciodată peste preparat. Și acum ne întoarcem la o chestiune din copilăria noastră. Solnițele deschise nu au fost, cum o aveam eu pe aceea, nu au fost o invenție. Așa era moda pe atunci, deloc. Se lua pe vârful cuțitului, dacă nu aveai tacâm, se lua pe vârful cuțitului și cu cuțitul îți aduceai pe farfurie. Nu ia mă încerc că m-am pierdut pe parcurs. Sarea și piperul nu se pun peste produs? Niciodată. N-am făcut în viața mea altfel. Mediile formale, atenție, dacă suntem acasă, ne este permis să avem derogări de la regulă. Dar cu cât ai mai multe derogări acasă, de corect. La regulă... Merge și omul știi cum ce, să uită la noi, uite cum să uită la noi. Și vezi pe unul acolo care o mănâncă și el, dar mai rău. Ăsta e ăla mă, care mă mai apar la televizor. Da, la asta. Da, da. Bun, ăla nu nebunește dacă mă vede pe mine că pun cu cuțitul sarea? Că ar trebui să desfac solnița, Virgil. Nu, dacă este o solniță deschisă, eu vorbeam de o solniță deschisă. Dacă e solnița închisă. Dacă aia cu trei găurele. Putem să ne punem, dar atenție, noi avem obiceiul... Cade toată. Da, nu. Dar avem obiceiul înainte să mâncăm. Să pui direct. Să punem direct. Și ea este sărată și tu mănânci așa până la sfârșit. Bun. Serviciu de sare și piper. Bun. Serviciu de sare și piper. Bun. E la tine. Cum ți-l cer? Oliviera. Tot timpul numai în principiu, dacă nu așa, fița mai puțină sare... Nu, serviciu de sare și piper e pe masă. A, este la mine deja. E în zona ta, da? Bun. Și eu aș vrea ăsta sare. Mamă, ăsta e. Mi-ar de buza de o sare și un piper. Cum să fac? Și eu îmi pun și tu mă vezi și mă nebunești. Cum? Dă-mi și mie puțin sarea. Se cere indirect. Cătălin, ai dorit puțină sare și piper? Nu, dar tu dorești? Ah, deci este indirect. Da. Există un formalism pentru asta. Sau poți lăsa pe ceilalți la masă să fii nebăgător și, domne, descurcați-vă cum vă descurcați. Încerci să respecti cât mai mult cu putință. Încerci. Atenție, cu cât cunoști mai multe lucruri din sfera aceasta, cu atât ești mai... Deci regulile sunt făcute nu pentru a constrânge individul. Da. Din potrivă, pentru a-l face să se simtă mult mai liber. Că dacă ce să mă gândesc, aoleu, cu stânga mănâncă... Că tu dacă ai știut ăla, chestiunea asta cu tacâmul de paste, am dat un exemplu, sau cu lingura de consume, cum păi du-te la Negresco sau du-te pe Riviera sau du-te la Monaco sau oriunde, știi cum o să spui? Știu tot. Nu are acolo de ce se să fie... respectă lucrurile astea, cinstit. Se respectă. Foarte. Oamenii de unde știu treaba asta? Din educație. Din faptul că sunt aristocrați? Nu sunt aristocrați. Bun. Acolo e un mix. Din educație. Dar cine învață pe ei? Cine învață pe francez la 12 ani să facă lucrurile acestea? Păi vă dau un exemplu. Ok, nu pe toate. Dar
spui că acolo se respectă. Adică nu vezi, nu vei exagera cum zici tu. Dar nu o să văd la francezi sau la italieni lucruri. Eu am mâncat în foarte multe case în Italia, case de oameni simpli de bun, la țară. Bun, ei respectau. Nu există să nu treacă prin aperitive, prin main course, prin digestive care sunt brânzeturi. Nu băutură. Și poate un pic de desert. A, noi, o țuică, mai adoviști, mai scoate un chil de... Adică, păi foarte bun asta, mai duci tu ceva, ține știi? Ține de o educație, dar educație care se dă în familie. Și de ce nu putem noi să ne educăm? Pentru că trebuie să apară oameni ca tine sau ca alții care, nu, care țin cursuri sau... Păi eu de unde, Virgil, de unde dacă nu mă uit la tine? Parafrazându-l pe Gheorghe Dinică, știu că există alții mai buni ca mine, numai că nu-i cunosc. Da, da. Nu-i cunosc. Eu cred că ar trebui introdusă... M-a bulversat ceva în pandemie, că am văzut un filmuleț a unei școli de la Vatican, Chiesa del Vaticano, unde se pregătesc viitorii teologi. Bun. Ce cursuri obligatorii au? Etichetă, protocol și bune maniere. În școala de teologi. Eu am zis, nu se poate. Rămân încă ei. Și învață ei, de la. Păi nu, că aici e problema. Pentru că preotul iese în societate. Și îl vede. Ce popă ăsta, mă? Și este un exemplu. Dar el, la rândul său, fiind păstor al oamenilor... Perfect. Și vin și te întreb. E o chestiune extrem de delicată ceea ce faci tu. De finețe. Nu ești în educație financiară, în educație sexuală și așa mai departe. Nu. Știi ce vreau să te întreb, dar la modul sincer. Te-a luat lumea, nu la mișto, că nu asta e expresia. În derâdere sau de neînțeles, a venit și ăsta, mă, să le arate. Ai simțit treaba asta? E constant, e zilnic. Pentru că nu suntem pregătiți. Eu cred că... Noi n-am fost învățați. Ultimile familii de boieri, șmechere, s-au stins în 40-50. Da. A venit, Doamne iartă-mă, au venit nenorociții, da? Și s-a terminat cu tot. Exact cum ai spus tu, omul care avea 7 restaurante, 500 de tablouri, 700 de metri pătrați, 7 milioane, mai rămas două camere. Și a ascuns astea în subnisip. N-am mai știut nimic de atunci. Au apărut în 90 oameni ca tine care s-au dus afară, care aveau o cultură, că au fost boieri. Te mai uiți la televizor, la Memorialul Durerii și vezi niște boieri. Da, da, da. Stai așa ca prost. La Dinu Ciurescu am rămas așa când povestește că mi-a luat toate cărțile și din apartamentul nostru ne-am mutat în două camere în Rahova și așa am rămas. E prestanță pe omul ăla. E născut ca tine într-o noi, fără să jignim. Doamne ferește, noi născându-ne așa, am mâncat cu ce mi-a dat mama lingura. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne civilizăm. Pentru că în momentul în care te duci la un restaurant, încerci cât mai să respecti cât mai multe dintre reguli. Nu-mi ies toate astea. Că nici lor nu le ies. Dar exact cum spui tu. Există, ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, hai să nu luăm 30 de ani, să luăm ultimii 10-15 ani. Atât, cam atât a apărut treaba asta, să încercăm să... Oamenii au început să iasă. Da. Au început să aibă pretenții și în România când s-au întors. Da, pentru că domnule, îmi cerea aceea sumă. Am fost la Paris, costa și mai ieftin, a venit, mi-a zis și o așa glumă, este. Și nu cum să mă servească. Nu e ipocrizie. Nu este o realitate. Ți-am dat 400 de euro la o masă la Paris, îți dau 400 de euro și în București. Vreau să fiu tratat la fel. Avem cârciumi de genul ăsta în București și cu nivel de pregătire al personalului foarte mare. Ce nu văd sau ce... Eu văd foarte des la cursuri oameni care vin din vari profesii. Ei de unde îți vin ție la cursuri? De oriunde. Nu neapărat din Horeca. Nu. Horeca e o altă nișă de business pe care o am consultanță bun, de Horeca. Unde te duci nișat. Nișat la... Perfect. Aici eu vin la tine ca să învăț să mă comport. Asta este expresia? Înveți mult mai multe că e un curs de o zi, ține de dimineață până seara cursul. Bun. Și intrăm prin toate, prin partea istorică, prin partea elementelor de pe etichetă socială. Și oamenii te găsesc. Deci acum se uită la noi. Ia mă, vreau să mă la nebunul ăsta o zi să văd ce face. Nu vorbesc foarte serios. Unde nu mă găsesc decât pe social media. Păi da, unde? Pe Facebook, pe Instagram. Și îi spun, domnul Virgil, vreau să vin la cursul dumneavoastră. Da, de obicei avem anunțuri în fiecare lună. Întreb foarte serios. Bun. Da, și se înscriu la curs. Locație istorică pe Calea Victoriei la Grand Hotel Continental, adică să o legăm și un pic de povestea. Care e Grand Hotelul? Fost ăsta de la Novotel din față? Exact, Novotel. Hughe, ăla cum era, unde era... De asta Teminescu. Și unde au venit unul dintre primii șef bucătari francezi, cred. Și ultimul rege al României. Balconul regelui. Balconul regelui, corect. Da, regelui. Corect. Cu Nicolae Mititel. Da. Acum... 500.000 de oameni. Da, corect. S-au mai răspândit datele istorice, dar bun, acolo îl facem pentru că ne-am întors într-o zonă istorică. Se fac pași, dar tot la modul sincer, se fac pași în treaba asta. Tu intri imediat, e defect profesional, te uita, pac, pac, pac. Vorbim grosomodo.
în România se fac pași spre treaba asta, spre respectarea protocolului, a unor reguli de bun simț, sau rămânem indiferent că-i Mănescu și cu încă trei nebuni care încearcă să ne învețe, vin la el doar unii care învață pentru ei, pentru interesul lor și cu restaurantele și cu... Nu, se fac pași și văd, am foarte mulți clienți din domeniul de Horeca care își doresc o schimbare în primul rând și doresc să-și facă un upgrade la ceea ce au. Dar dacă nu vorbim despre clienții mei și vorbim despre lume în general sau despre locații în general, văd foarte multă bunăvoință, adică cel puțin perfect. Ne dorim. Perfect. Nu știm de nu unde. Știm, nu știm, dar ne dorim. Am vrea perfect. Să... Că mă înveți tu, că mă învață un ospătar. Bă, de ce mi-a dus ăsta pe dreapta aia? Deci trebuie să fac ceva cu el. Da, lucrurile s-au mai schimbat în domeniul ospitalității asta, cu dreapta, cu stânga. Nu râde, te rog frumos, imite când mâncai aripi prăjite și venea omul la sfârșit și te aducea bolul să te speli. Și te uitai... E și avea, sau și, avea și o lămâie și două și de trandafiri. Cinstit! Da. Cinstit, hai să nu mă, dar mie asta... mi s-a întâmplat, eram ce copil. Ce facem cu asta? Eram copil la complexul Herăstrău și am avut o... Veneau foarte mulți din zona asiatică atunci și le-am dus bolul la puiul la jar și le-am dus bolul. În cultura asiatică se bea apă fierbinte după masă. Și aia de spălat. Da, și au luat bolul și au... Adică realitate, nu povești. Da. Realitate. Bun, de se vrea. O altă întrebare, te rog. Există Iorgu de acum 80 de ani astăzi care să-și trimită oamenii, poți să dai și nume, poți să, adică nu că e chestie de reclamă, care să-și trimită, vorbesc, bănuiesc, la restaurantele cu ștaif din țara noastră, sau să-și trimită oamenii nu. Nu, din câte știu eu nu. Poate ori exista, dar eu sunt destul de aici mai prins în, în subiect. Deci nu. Se trimit anumiți conducători, se trimit anumiți manageri la specializări, la paraspecializări, la... Ar avea unde se ducă? Bănuiesc, e o întrebare fără rost. Sigur că da. Adică ar avea. Dom'le, voi ăștia 7 de la un restaurant cu fițe 5 stele sau câte, cum sunt catalogate ele? Lumea este împărțită în lumea ospitalității, lumea este împărțită între bătrâna Europa și Statele Unite. Cam pe aici este joacă. Dar nu cred, Virgil, că sunt fițe. Adică eu când vin acolo și îl văd pe la mama ăsta sau școlii, da, m-am auzit că ăștia 7 au plecat. Noi suntem pregătiți pentru treaba asta? Negresco, vin băieții care... Da, au o cultură în spate și știu ce se întâmplă. În momentul în care intru într-un restaurant, eu, ca român, sunt pregătit pentru treaba asta? Adică nu-i prea mult pentru mine? 6 pahare, 4 furculițe, 4 cuțite și asta? Întreb. Lucrurile nu stau chiar așa. Adică nu sunt complicate pentru că noi am încercat să arătăm fața complexă a lucrurilor. Dar lucrurile în esență, da, nu să-ți vină nimeni să-ți spună toate astea mai pe masă. Dacă tu știi ca și lucrător ce ai de făcut, poți să-ți îndrum clientul. Și eu mă simt ok când văd că tu știi ce ai de făcut. Poți să-ți îndrum clientul. Pardon? Știi, tacâmul pentru melci. Și eu am luat prima oară, eram în Franța, am luat prima oară tacâmul pentru melci și m-a întrebat chelnerul, știi să-l folosiți, nu? Ei. Dar nu a fost răutăcios. Da, m-a întrebat dacă știi, un tânăr. Da. A, mă, ce n-ai. Ți-a sărit ca Julia Roberts în Pretty Woman, nu? Săreau... Da, zis, unde-i melul? Și am încercat și dați-mi voie să fără, pac, pac. Deschideți, băgați furculiță. Ia uite, bă, și... ce simplu e. Hai să nu ne ascundem ca română cu scoicile, cu midiile. Da, sau... De unde mă uit? Băi, eu cu scotaia mă dintre alea două, da, că pare că... Da. Adică văd că am un locaj, dar și așa mai departe. Cum? Adun patentul. Cum fac acum? Da, de ce? Nu am fost obișnuiți, n-am fost învățați. Ei, vorba ta, ei mâncau la curtea lui Ludovic, acum 400 de ani. Noi am fost familiile de boieri, 1850-1940, nici măcar n-am prins suta. Da. Am mai fost în niște case în care s-a mai respectat protocolul, gen de ale voastre, să zicem, care au respectat protocolul prin natura, prin istoria. Eu acum mi-a rămas un obicei din copilărie, eu în bucătărie dacă mănânc. Bun. Eu am șervet în poală, dar pur și simplu... Da, nu e figură, fiță. Nu, pur și simplu, ca și asta știam spun. Eu. La noi nu. Dar la familiile care au respectat treaba asta, e de apreciat. Nu de fiță, că dacă mănânc singur te vede nimeni că ai pe tine șervești sau băi, cineva în cameră de la vedere, nu. Adică dacă vreau să beau ceva înainte de masă, o băutură aperitivă, tot într-un pahar elegant o beau. Nu beau într-un... Da, de ce fără să te vadă nimeni. Absolut, adică n-am nevoie să bei și în ăsta. Nu există. Pentru că e respectul... E starea de bine pe care ți-o dă. Ok, de ce să mă îmbrac urât azi? Ce motiv? Da, voi păstra cămașa aia bună. Trebuie, Virgil, ieși de aici. Da, pentru când? Știi că eu mă gândesc, mamă, cămașă, bă, normal dacă vine Virgil, că știu cum vine îmbrăcat, ar trebui cămașă. Bă, nu mă simt bine, am burtă, știi cum e? Îmi pârâie aici, hai că pun tricou. Nu e ok să mă prezint în fața ta așa, tu știi că vii așa. Nu e.
Bun, eu zic, păi știi, mă, Virgiliu, mă simt bine așa. E, nu poți și aici, veni în tricou roșu când știu cum tu vii. Nu trec nici la costum, la cravată, stăiți la mine, nici oprișenii, poți ceva, mă, s-a întâmplat ceva cu tine. Vine, votez, ai o agazie, azi e joi și e ora 3, unde te duci? Dar revenim la un capitol care îmi face foarte multă plăcere și anume la capitolul veșmântului. Bun, ia uite aici. Avem de citit. De ce veșmânt? Pentru că se pare că primul veșmânt al umanității a fost frunza de smochin. Nu știm dacă era de smochin, de rodie, de ce da, era. Era o frunză. Adică primul om care a ținut să acopere ceva pentru că era rușine. De fapt, ce face veșmântul? În primul rând acoperă anatomic trupul. Da, adică, nu poți ieși despuiat. Dacă vezi o doamnă frumoasă pe stradă, nu mai poți ai să te concentrezi. Să vezi, adică, da, nu... Ai putea să o vezi și... Acoperă în primul rând asta și în al doilea rând face elementele legate de cutuma societății. Sau elementele protocolare, sau elementele diplomatice și așa mai departe. Ce ținută îmi iau eu dacă mă duc la un botez? Trei sferturi ar răspunde sacou, cravată, costum, dacă nu mă simt bine cu ea închisă până în gât... Bă. O cămeșuță, un pantalon... Bun, ce ținută mi-au eu la plajă? Până acolo pantalonul, dau jos, pun slipul sau plec direct în slip. În short, în pantalonii de plajă. Bun, ce ținută mi-au la nuntă? La fel, ca la botez. Poate un pic mai, bă, dacă e mai de fițe, nu mă duc fără cravată. E bine. Adică nu mă gândesc niciodată la papion sau la doar dacă vreau să epatez un picuț. Eu de acasă, din militari, n-aș putea să plec cu papion, îți spun sincer de ce, pentru că nu sunt făcut pentru asta. Dar dacă tu îmi spui, Cătălin, te chem la nunta mea, te invit la nunta mea, care are loc la Palatul Cutare, nu vrei să mă jignești, dar îmi spui un dress code sau pe invitație, nu știu, habar scrie n-am. Pe carte de invitație. Știi? Adică, bă, nu veni așa, mă conformez. Dacă ar trebui să vorbim despre veșmânt în cadrul oficial, deci la adunările oficiale, ar trebui să dăm foarte mult credit Imperiului Bizantin, care face foarte multe lucruri pentru protocolul și pentru fasul ceremonial, pentru fasul de vedere. În primul rând că schimbă ținuta foarte mult, o face mai flamboyant, o face mai în culori, mai îmbogată și așa mai departe, în situațiile oficiale. Treaba cu veșmântul este simplă. Se împarte între două categorii, între stil și modă. Și cam de aici plecăm cu discuția. Moda este o chestie care poate să dureze atât. Și un anotimp. Dăm exemplu și îl dau mereu. Exemplu, Balenciaga. Toată lumea era încântată, un brand extraordinar, scandalul, în 3 secunde n-a mai fost. Aceea este moda. Stilul, în schimb, ține foarte mult de cum ești tu construit să te îmbraci din frage de pruncie până în ziua de astăzi. Eu mă știu din copilărie, adică eu în toate pozele mele și adolescent și în armată, de exemplu, eu în toate pozele în care nu aveam uniforma militară pe mine, eu tot în cămașă cravată eram. Așa a fost. Așa a fost, da, da, da. Deci nu poate să râdă nimeni la treaba asta sau să spună, bine, și, bă, figurantule. Și prin, așa ai fost. Și prin casă, tot un pantalonaș și o cămașă suflecată la mâne și că stau și eu mai lejer. Dar tot un pantalon și o curea și o cămașă. Cum l-au întrebat pe Beethoven sau pe cine l-a întrebat, ții la etichetă și el a zis, da, la alea de pe vinuri. Foarte frumos. Bătea cineva la ușă, el fiind surd, n-auzea. Și bătăi puternice. Și el s-a prins că e și a zis, stai mă că vin să-ți deschid imediat și a pus pe el ce avea el, un sacou, un halat. Aoleu, ce ție mereu îți ia o oră să răspunzi la ușă, că trebuie să spui astea pe tine. Ții la etichetă? Cum? Ții mă la etichetă? Și el a zis da. Dar la alea de pe vinuri. Cum era atunci? Probabil că e și mi-a bun florită, foarte da. Tare o poveste interesantă. A fost un atac în Egipt în anii 70-80 și au tras cu mitraliere într-un hotel de mare renume, nu știu dacă Hilton. Și la un moment dat era un jurnalist provenind dintr-o familie mai bună detașat acolo să facă corespondența și barmanul șef care i-a surprins asediu, cred că la Mumbai era. Și la un moment dat ăsta se duce și ia o sticlă de vin mai bună de pe raft și zice, bă, asta e, dacă tot murim, și ia un pahar ce-i vine la îndemână. Dar nu tu vorbești de India, că ai Egipt. De India, scuze, de India. Filmul ăla, da. De India. Da, ia o sticlă de vin, ia un pahar și sare barman. Nu e bine. Da, domne, că murim. De ce mai o sticlă de vin? Da. $1,000. Și zice, nu, asta e problema. Paharul e greșit. Ei fiind asediați de ăia care, da. Dar tot educație britanică și acolo.
Asta adică colonie, colonie, dar educația... Când îți vine ceva din urmă, fără să jignim poporul român, nu, nu am avut, nu. Punct. Nici nu se putea. Unde supai tu, mă, nebunule, în 83? Da. La bucătărie, la mamaie, da. Da? Da? Dar lucrurile se schimbă acum. Lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Au apărut foarte multe mai ales afară. Eu, profesorul care țin legătura de la Londra, profesorul meu William Hansen, face cursuri lunar. O dată la două luni, o dată la trei luni. Nu mai ai motiv să spui că nu. Că n-am de unde, că n-am, ca în orice domeniu. Ești la un click distanță cu astea, ești la un click distanță cu... Dai 100 de lire un bilet de avion până la Londra dacă ți-l iei în timp. Adică asta e un efort, dar îl faci. Caz din stele. În momentul în care mergi într-un restaurant, tu, Virgil Mănescu, mâncarea este senzațională, dar faptul că n-au aranjat bine alea sau alea, te uiți un pic urât? Adică spui, domnule, la prestanța pe care o aveți, la meniu pe care l-ați avut și la calitatea mâncării, ar trebui să știți să faceți astea? Da, mi s-a întâmplat numai departe de la altele și este a treia oară când am călcat în restaurantul ăsta, unde un restaurant cu foarte multe pretenții în zona de centru, unde probabil că este cel mai prost serviciu pe care l-am întâlnit în România. Wow. Ei având mai multe unități, wow, ei făcând business de ospitalitate mare, hotelier, restaurante și așa mai departe. Deci eu nu pot să judec un obiect pus greșit pe masă, că eu știu cine l-a pus. Omul care aștept 23 de minute doar să-mi zică bună seara, dacă îmi zice. Am înțeles, da. Adică nu e o problemă că nu pot să cântăresc o locație sau investiția unui proprietar după greșeala. În ospitalitate există o regulă de aur care se numește 10-10-10, regula celor 3 de 10, care spune că unei afaceri ia 10 ani și 10.000 de dolari ca să piardă un client în 10 minute. Secunde. A, 10 secunde. Datorită unui angajat neinstruit. Da, așa proastă. Și așa este. Eu mă duc până voi... Adică, ce nu... Pentru că aici trebuie văzute ambele baricade. Pe de o parte sunt oaspeții care vin cu inima deschisă. Vreau să mănânc, frate. Da, vreau să mă simt bine. Și pe de o parte sunt ospitalierii care nu înțeleg un principiu, dar nu un principiu de clasa a doua. Omul are niște bani în buzunar. Datoria mea e să-i iau. Că ăsta este scopul ospitalității. Da, da. Nu știu câți bani are. Da. 3 lei, 1 leu, mănânc un mic. Trebuie să-i iau. Trebuie să-i iau. Asta este datoria ospitalității. Corect. Datoria mea este să mă o să plătesc pentru serviciu și pentru produs. Da. Pentru produs până la serviciu. Pentru produs și după aceea dacă mi-a plăcut și serviciu. Serviciu. Păi dacă tu mă faci să mă simt bine, că de-aia se numea industria, bine, s-a numit industria ospitalității. Înainte nu se numea industria ospitalității, este o denumire dată de comuniști. Se numea restaurație. Ziceai că e ca la Carol. Restaurație. Aceasta. Nu se numea industria ospitalității. E o prostie. Bun. Interesul meu al celui care te primește nu e să-ți iau cât mai mulți bani din buzunar? Nu. Și lucrul ăsta, nu, în sensul că, domnule, servindu-te cât mai bine, adică de ce n-aș face asta? Pentru că nu mă pricep, nu? Tu vii la mine și eu știu că trebuie să ai niște bani și vin și spun, domnule Virgil, în seara asta avem și un desert și cu tare, cu tare. S-a mai plecat un 50 de ron către om că... Da, da. Uite, da? Sau se poate întâmpla, aș vrea pește și el zice, nu mai bine vă fac un pui la jar? S-a mai plecat, nu? Adică n-ar... Sau avem captura zilei, sau. Exact, sau, de sau. Ce să încercăm dorada? Tot dorada s-a plecat. Uitați, azi vă dau nu știu ce. Adică asta întreb, știi, n-ar trebui ca eu să mă pricep la toate lucrurile astea după o experiență, nu dacă încep mâine. Nu, eu pentru cred că lipsește... Pentru că tu niște restaurante vestite sau ștaif. Da, eu cred că lipsește fundamental aici dragostea către profesie. În toate atât domeniile. Atât, nu restul, că înveți. Dar eu țin minte, o am și acum în casă, eu țin minte o carte, m-a fascinat pentru că avea o copertă foarte mare albastră, se numea Tehnica Servirii în Unități de Alimentație Publică și Baruri de Stere Stavrositu. Este o carte, profesorul Stere Stavrositu, pe vremea lui Ceaușescu. Încă trăiește la Constanța. Bun. Și care dumneavoastră o carte făcut, superbă, da? Tehnologia în restaurante și baruri. Nu de la cum să mergi ca ospătar până la tehnologie de management. Ce trebuie să faci? Păi noi am avut la examen la director de restaurant, ne-a întrebat unui grup de oaspeți finlandezi. Avem voie să le dăm o poșată dimineața sau nu? Da, la suedezi. Ce le dai? Icre sau somon fume? Alea erau întrebări. Și tu trebuie să le cunoști cultura sau cum, nu? Păi dacă noi aveam la sfârșitul cărții, aveam specificul fiecărei națiuni care tranzita România, vorbesc de acum 40 de ani, și știai că rușii ce mănâncă dimineața. Că era clar că e o șopârlă acolo dacă te întreabă de o poșate, nu te întreba de... Și te întreba dimineața. Te întreba dimineața. Grup de turiști ruși. Ce le dai?
Dimineața le dai vodcă cu... Blinisuri. Prima oară te băga mâncare și după aceea avea o cultură gastronomică. Blinisuri, ok. La francez ce le dai dimineața? Vine aia, 7 la masă. Și dacă scriei, răspundeai cu Beef Wellington. Mie mi s-a întâmplat o greșeală de protocol. Am avut o delegație din Franța. Și seara m-am ocupat eu de rezervare la restaurant. Foarte frumos. Virgil mă întreba, partenerul meu, Virgil, lasă-mă. Cel mai bun ciolan din România, că eu să mâncăm așa, nu chiar românesc, dar așa, cel mai bun ciolan din România, bere bună, ok. Și iau pe musafirii mei franțuzi și duc la un restaurant. Eu am văzut că se strâmbă când au intrat. Restaurantul nu foarte, nu excepțional, dar mâncarea genială. Și eu am văzut că se strâmbă. Bă, zic, tu ce se strâmbă? Unde? Ne așezăm la masă, pe masă, placemat-ul, hârtiile acestea pe care se mănâncă, mi-am dat seama de greșeală. Ceva englez sau ce aveau? Aveau ceva... Ne aflam la restaurantul Waterloo. Și arăta bătălia, planul bătăliei. Imens asta. Și a lui Napoleon cu generalul Wellington. Pâinea și mâncarea și ciolar. Vai cum e asta. Sau negrit. Dar eu am văzut că se schimbă ceva la fost. Dar dai seama cum au gândit-o, ăsta ne-a dus intenționat în câte restaurante sunt pe bolă. Nebunule, câte Waterloo sunt? Și când am văzut foaia, atunci mi-am dat seama. Ma. Zic, nu e bine. Da, deci se poate întâmpla. Da, bine, da, da, astea sunt... Era mult mai tânăr, vorbesc de acum 25 astea de ani. Astea par Benny Hill, știi, dar nu sunt. Realități, da, da, realități. Da. Când vine vorba de ceea ce... de domeniul ospitalității, eu cred că lipsește cu tărie dragostea pentru profesie. Și nu vorbesc de... Eu vorbesc despre ce știu foarte bine. Nimeni nu-și mai dă interes, pentru că dacă îți dorești să studiezi, păi eu dacă iau cartea și adun acum 1000 de manageri, nu 100 de români, 1000 de manageri de locații premium din România și întreb o întrebare dintr-o carte de acum 40 de ani, e chineză pentru ei. E chineză. În toate domeniile, nu numai, dar aici mai ales. Am un prieten care mi-a spus așa, în zona de nord, restaurant, înăuntru și terasă. N-am avut terasă când i-am dat drum. Toți ăia, niște tipi mai șmecherași care servesc, le-am zis, bă, trebuie să mai găsim niște oameni pentru terasă. Pentru că am deschis terasa 3-4 luni pe an, mai octombrie, ținem acolo. N-am găsit. Și care, unde era problema? Și a zis, bă, dacă iau pe ăștia din restaurant, nu-mi convine să-i duc pe terasă, că-s două băi cu tare. Mi-a zis așa, la mine vin oameni precum niște fotbaliști mari, care au fost capitanii lui FC Barcelona, Gică Popescu, și o sticlă de vin la mine e 6-7 milioane. Băieții ăia când pleacă de acolo, nu lasă niciodată șpagă sub 10, 15, 20 de milioane, pentru că o sticlă de vin e așa. Tu de ce, Doamne, iartă-mă, n-ai vrea să te perfecționezi, să ducești să vorbesc cu ăla, să intru pe sub pielea lui, știind că el va consuma două sticle de vin de alea și va mânca nu știu ce și... iau mai mult. Adică unde e o chestie, știi, care e o întrerupere a gândirii undeva. Bă, ăia știu că au bani. Sunt șmechi. Uite cu ce mașină au venit și-i cunosc. Ăia vor să mănânce, se simtă bine. De ce n-aș vrea să le fac lucrurile astea bune? Nu-mi ies azi, dar de mâine, de poi, dar după 5 ani mă conformez, nu? Aici e mare problemă și din păcate e una tristă. Și o pun între două extreme. În urmă câțiva ani de zile eram la Viena, la celebra cofetărie Bistro Sahar. Dimineața, ce poți să faci ca turist străin? Bei un par de șampanie, nu? Da. Să-ți faci digestia de dimineață, da, cum a învățat bunica. Zic că nicio zi nu-i tristă, dacă, nicio zi nu poate fi tristă dacă ai un par de șampanie lângă. Am zis bunica. Hai să vedem dacă e adevărat. Și la un moment dat vine chelnerul, trecut bine de 50 de ani, impecabil arătând, bărberii, tunghii, că eu... Da, normal. Și zice, rus? Zic, nu, dar tot din bazinul ăla. Alături. Bulgar, nu știu, român. Mă, dar după ce ți-ai dat seama? Păi zice, sunt puține națiuni care cel alcool dimineața. Ok. Hai să trecem peste, da. Din vorbă în vorbă, nefiind, erau două mese în toată prăvălia. Ce faci, cum e, cum simțiți vremurile, schimbările? 50 de ani. Și zice, foarte bine, nu? Zice la mine. Zic, dar ce vârstă ai, dacă îmi permiți? Îmi zice, fac 51. Și zic, păi și la 51 n-ai vrut să mergi mai departe? Să... Și a zis, păi dacă eu aș fi mers mai departe, cine ar mai fi făcut această nobilă profesie? Păi băiatule. Viena, anul Domnului 2022. Deci Viena, acum un an de zile. Deci nu 8, da, 10, vorbești din 78. Trecând la extrema românească, ce se întâmplă? Există niște chelneri sau niște... persoane din ospitalitate care încă au rămas la stadiul de ospătar, dar nu pentru că înțeleg foarte bine profesia. Păi ăștia trebuiau adunați
luați și ajungi acum cei mai buni manageri de locații din toată România. Atenție, nu plecați afară. Eu puteam să rămân oricând afară, dar cum să rămân eu afară? Când cea mai frumoasă viață e în România. Cum să te duci afară? Da, corect și asta. Ce faci tu acolo? M-a întrebat cineva într-un reportaj care este cea mai bună. Că ați mâncat la multe restaurante, Michelin și așa mai departe. Care este cea mai bună cină pe care ați mâncat-o? Și am zis să... Una în care a fost slănina fumată, ceapă și brânză de oaie. Hai, domnule, ne-i la mișto. Hai, domnule, vorbesc foarte serios. Asta, din punctul meu de vedere, a fost cina supremă. Contextul, momentul, persoana și așa mai departe. În domeniul ospitalității, pentru că mulți rămân la stadiul acela de șmecheraș cu ghilimele de rigoare. Ce faceți? Cum sunteți? Se cunosc cu oaspeții și așa mai departe. Nu și-au dorit niciodată să-și crească nivelul. Aici e problema mare. Și de la un element ca acesta, e ca trenul. Dacă are pus o stabilă în fața lui, e posibil să nu mai plece. Da. Atunci elementele acestea ar fi trebuit luate și, băi, voi sunteți oameni care ați văzut ospitalitatea 30 de ani. Trebuiau să fie profesori acum, să predea la catedră viitoare, că, domne, de ce nu avem școli? Păi nu e că de ce nu avem școli. Problema e de ce nu avem educatori, de ce nu avem profesori, nu de ce nu avem școli. Pe cine să pun eu? Pe un cadru didactic care a stat în... Adică eu cântăresc cât se poate de cerebral. Pe cine aș pune directorul sau profesorul unei școli de ospitalitate? Pe un cadru didactic care a stat numai între pereții școlii sau pe unul care a văzut 30 de ani meserie în... În restaurant, acolo, în ospitalitate. Cătălin, scuză-mă, eu am văzut în școală. Acolo eu dau un exemplu. Sau nu, să nu zic pe asta de Anglia, care este foarte dură, să o zic pe cea franceză. Examen de somelier. Le Roman. Se ridică Le Roman, adică hai. Singurul de acolo. Da. Hai. Sunteți pregătit. C'est moi. Și a zis, ospitalitate la nivel de artă. Și a zis, puteți să ne faceți o recomandare de vin? Sunt pregătit. Bineînțeles. Vânat. Ce a zis, vânatul care implică, care vinul, care aciditate, care astringență, care alcool. Opriți-vă un pic, că nu v-am zis ce tip de vânat. Vânat cu pene. Vânatul cu pene, bineînțeles, care e Le Montan du Romanii, avem vânat cu pene, mic, fazan, potrivit. Nu, nu, opriți-vă că nu v-am zis ce pene. Vânat cu pene mici sau pene mari? Că fazanul e una, potârniche e alta. Am înțeles. Azi la vânat cu pene sunteți extraordinari. Vânat cu blană cum stați? La asocieri, o enogasonă, cum stați? Păi, băiatule. Sunt pregătit total, bineînțeles. Spuneți. Munții României, ursul Carpatin, la... oprește-te un pic, că nu ți-am zis cu ce tip de blană. Blană scurtă sau blană lungă? Că mistrețul nu se compară cu iepurele la vânat. Atât de departe se duc? Da. Și eu când am fost în școală, m-a întrebat... Coordonatorul m-a întrebat de unde vin din România și voi știți cu vinul istorie, Herodot, a scris Strabo despre vinurile de la Dunăre și așa mai departe. Și a zis, dar vrei să seară că nu știi nimic? Eu mi s-a părut că se ia de mine. Puțin... Și a zis, uite, eu zic un desert și tu îmi zici aroma. A zis, da, sunt pregătit. Și a zis, înghețată roșie. Și a zis, păi e simplu, căpșuri. Nu, zmeură, nu, afine, corcod. Te-am zis tot. Înghețată de vin sau ce? Nu. Și tot mă plimba pe școală, mi-a arătat și zice, vrei să seară cât ești de prost? O spunea părintește. Dacă asta mai zici odată, noi românii suntem și mai așa. Cât crezi, mă, cât mai permit. Și zic, da. Zice, este simplu. Este înghețată de usturoi roșu japonez. Du-te, bă! Adică, pe genul... Da, domnule, că și mama e dimineața. Da. Numai asta. Noi asta atragem în... Da, numai pentru că noi gândim într-o sferă foarte îngustă. Și aici, revenind la ospitalitate și la sfera diplomației și a bunor manii, gândim foarte îngust. Nu că spun eu ca și gândim mai larg, dar spun gândim foarte îngust pentru că vremurile au fost de așa natură încât să ne facă să gândim. Dar astăzi, când ne aflăm într-o epocă digitală, dar atenție că eu recomand tuturor elevilor mei. Tot cărțile. Asta rămâne. Dimărite. Nu telefon. Eu am încercat să citesc de pe telefon orice. Nu rețin. Nu, o știre o rețin. Nu e același. Dar să citesc o carte, să nu simt mirosul hârtie sau tipografie și ador pentru mine, eu am un declic așa când simt o carte nouă. Când simt mirosul de tuș și de aia, mi se face un declic. Corect. În schimb, în ziua de astăzi, totul este disponibil. Nu mai poți să zici că, domnule, eu n-am știut că se folosește lingurița doar la cafea. Lingurița nu e pentru desert, este pentru cafea și ceai. Există lingurița pentru desert care are un alt format. Nu mai poți să știi că poți să-ți faci șprițul cu... De ce nu poți să-mi faci șprițul cu cola? Din mai multe motive. Pentru că strici vinul. Da. Pentru că dacă ești în societate, vei fi catalogat într-un anumit segment, dacă mai ești și mai tras la sală și un lanț de aur, s-ar putea să intri în altă categorie. Adică asta nu mai poți să zici, păi n-am știut. Da, nu mai ai scuză. Ai un telefon distanță. Ai un telefon. Și astăzi mai este o altă problemă, că lumea te verifică, pentru că vorbeam mai devreme de ceainic și de cafetieră, lumea te verifică, e ușor.
poți să-ți dai seama în anumite contexte când e ceva... Nu dețin adevărul absolut. În fiecare zi învăț lucruri noi. Adică mi s-au născut în ultimele luni, mai ales am tot aprofundând și acum cercetând pentru carte lucrurile, pot să descoperi alte valențe. Poți să vezi lucrurile cu altă nuanță. Ok, ceainicul nu se mai folosește astăzi. Dar de ce se bea ceaiul cu lapte și de ce se bea fără lapte? Păi că de plăcere. Nu, nu e așa. Că în Anglia victoriană, oamenii simpli, fiindcă n-aveau porțelan de bună calitate, își puneau lapte ca să nu se spargă. Aveau lut. Aristocrația n-avea nevoie. Cum a apărut consumul de cafea? La chestiunile acestea pe care le înveți și la cursurile mele, exceptând chestiile practice, sunt chestii care în orice întâlnire te fac să fii cel ieșit din tipare. Corect. Dom'le, de ce se bea cafea după masă? Păi vă zic eu de ce se bea. Datorită unei femei. Ca să nu zic din cauza unei femei. Viitorul rege al Angliei ia o fată care era un pic mai aproape de ocean, din Spania, lusitană la origine, și o ia de căsătorie. El încă era, mă rog, nu devenise încă rege, dar urma... Delfin, era delfinul. Da. Și la un moment dat i-a zis, ei beau cacao la curtea britanică. Beau ciocolată caldă, da. Bine, nu e ciocolată, era cacao. Soția, care era provenită din zona comerțului asiatic, pe ruta asiatică, ducându-se către portul din Rotterdam și Amsterdam, avea port la ocean și bea cafea. Cafeaua a începuse de la 1600. Și la un moment dat i-a zis la masă, eu beam cafea la mami acasă. Ce beam ăsta cu cacao asta? Păi și cum facem eu? Nu știu, făm rost. Și așa s-a născut consumul. Deci asta este adevărul istoric. Așa s-a născut consumul de cafea la curtea britanică. Și de ceai, cafea și ceai. Dintr-o chestie. Corect. Orice chestiune din asta, și pe urmă intervin că mai am o chestiune tot legată de asta la cursurile de etichetă de business. Avem o întâlnire de business, cine întinde primul mână? Da. Cine invită primul restaurant? Cine este primul din restaurant? Cine plătește nota? Sunt două chestiuni la întâlnirile de business, la eticheta de business, și țin de raportul de putere sau statutul de forță. Sau statutul de forță și raportul de putere în funcție de context de moment. Când îi țin ușa unui partener, intând la restaurant, zice, uite ce elegant îmi ține mie ușa. Ia uite, ce bine. Dar de fapt, subliminal sau în subconștient îi spui altceva. Eu sunt cel puternic, eu țin ușa și eu îți zic ție să intri. Și ai început să clădești primul lucru pe care... Cine întinde mâna? Care este gripul, strângerea de mână? Cât de puternic eu strâng? Am tras la sală să-i arăt că-s puternic sau să nu-i arăt că-s puternic? În Anglia victoriană, bună oară, chiar și la Eduard, erai cântărit după pantofi. Statutul social nu ți-l dădea mașina, portofelul și ce aveai pe tine. Pantof. Pantof, cum zicea părinții mei. Vezi că pantoful are și călcâi, adică și la spate se curăță. Da. Pantoful era elementul care spunea, da, e aristocrat. Azi oricine poate să-și pună un Rolex, oricine poate să-și facă o pereche de pantofi. Astăzi nu mai este așa. Corect. În schimb, reperul societății, dacă odinioară erai cântărit după pantof, ca să nu spun judecat, astăzi reperul s-a mutat la ceas. Deci a crescut. Da. Dar primul rămâne chipul astăzi, pentru că te uiți la el, vezi. Și este... dai seama. Corect. Îmi zicea cineva, dar tu de ce nu porți barbă? Păi nu prea am voie. Mi-o mai las din când în când, dar nu prea am voie. Păi de ce? Conceptul provine sau preceptul provine din Roma antică, în care spune că omul, când s-a civilizat, și iată cum noi suntem civilizatorii lumii, v-am civilizat, că a ieșit din peșteră unde avea barbă, a venit Roma, i-a civilizat. De ce? Pentru că aveai bani. Cineva își permit, trebuia să vină. Corect, să trebuia altfel să nu. Și toate elementele acestea s-au transpus în perioada contemporană, nu s-au modificat foarte mult, că ziceam, barba, dacă era un element important, aveau toți președinții țării. Dacă era o chestie care să prindă, sigur, își lăsa și așa și mai departe. Revenind la începutul discuției noastre legate de veșmânt, veșmântul în ziua de astăzi contează foarte mult, pentru că spune foarte e vorba aceea că avem o singură ocazie să facem o primă impresie bună. Da. Nu contează, cum spun eu mereu. Și cum, tu așa mergi mereu? Da, uite, mi s-a întâmplat de la o întâlnire importantă cum e acum să mă sune mama să iau o pâine. Poți să fii tu conducătorul lumii, președinte de stat, când te sună mama să iei o pâine? Păi iei o pâine, nu există. Poți să fii tu, să ai milioane, să învârți lumea. Te-a sunat să iei pâine, iei pâine. Și mă vede femeia, am o doamnă în cartier de la care cumpăr un magazin. Domnul, din acest. Ce faceți, domnul profesor, așa? M-a trimis mama.
Hai, domne, mereu cu gluma asta. Nu, nu, e o realitate, chiar m-a trimis mama. Iar băgați textul ăsta. Veșmântul spune foarte mult că în societate despre respectul pe care l-ai tu, dar aici nu se mai referă la un individ într-o situație publică, se referă la contextul general. Dau un exemplu, o ambasadă onorabilă din România face un eveniment într-o grădină, foarte frumos, plouă, pe cartea de invitație nu scrie că evenimentul este în grădină. Ma. A cui a fost vina? Și oamenii vin... Șeful de protocol. Dar nu, o vină, pur și simplu s-a întâmplat. La nivelul de ambasadă, nu știi când vine ploaia? Da. Tată, păi intru pe site-ul NASA da, și mă uit da, când vine da, ploaia. Da, da. Și le spun oamenilor rugăminte. Da. Sau pui umbrele la intrare, da, dacă vrei să o joci da, elegant. Da. Revenind da, la chestiunea aceasta cu dress code-ul, că aia îmi place mie cel mai mult. Dress code obligatoriu. Și tu deschizi internetul, Sfântul Google. Și vezi cum da, se duc oamenii. Și vezi ce înseamnă morning coat. Da, am eu mire acum care și-a făcut morning coat. Foarte frumos. Da, păi am dat o grămadă de bani pe haina asta. Da, e greșit. Cum adică? Păi n-are nasuri în spate. Morning coat sau redingota de dimineață, în mod normal are doi nasuri. O reminiscență a faptului că aristocrații când se duceau la întâlnirile de dimineață erau pe cal și ca și să nu vedească calul și o prindeau un nasturi. Păi ce fac? Păi pune-i doi nasturi. Asta e. Da. Numai că ea avea și o zonă de vipușcă, adică era un pic mai complicat. Dress code-ul acesta obligatoriu pe care îl vedem pe invitații, de foarte multe ori ne bagă în ceață. Ok, ce ținută mi-au la o nuntă? Te-aș întreba, domne, avem o nuntă. Ce ținută ții pe tine? Păi cum am zis eu, cu costum cravat. Depinde de nuntă. Depinde unde e, nu? Da, logic, dacă e pe... Dacă e pe plajă. Da, e clar că nu... Dacă e pe plajă, ce faci? Deci, în primul rând, trebuie să stabilești foarte bine tipul de eveniment. Dom'le, dacă e întâlnire de ambasadă, prea pot să mă duc în training. Decât dacă e vreo corect, temă. Corect. Și atunci dress code-ul ăsta care te bagă într-o nebuloasă așa, ar trebui, cel puțin în cartea asta, este foarte bine explicat, dar pe internet găsești foarte, foarte multe chestii care n-au nicio legătură cu dress code-urile. Black tie, white tie. Acum au apărut la americani black tie creative. Ce e asta black tie creative? Și o modă care îmi place mie foarte tare se numește moartea pasiunii, sandale cu ciorapi. Aia da. Sandale cu ciorapi. Dar dacă ne uităm în istorie, nu este contemporană. Cine pleca un sandale cu ciorapi? În campaniile nordice, romanii... pentru că le era frig. Pentru că probabil, le era frig și își da, puneau ciorapii. Da. În perioada contemporană, înaintea războiului rece din criza rachetelor din Cuba, Cuba a fost o țară eminamente turistică. Și atunci, acum nu este, nu știm dacă este adevăr, dar mitul acesta circulă foarte mult, mai ales printre profesorii de istoria vestimentației în Statele Unite, spune că oamenii mai în vârstă, cum pleacă, unde mergem? Păi în Cuba, câte grade sunt? 40 dimineața. Păi și în avion e răcoare, că bate vântul. Hai că îmi pun niște ciorapi. Și când s-au dat jos acolo, sigur era, unul l-a văzut și a zis, ce chestie tare are americanul ăsta, ia să fac o modă. Nasturile desfăcut la ultimul sacou sau la vestă provine tot de la o greșeală. A fost un rege gurmand al Angliei, Henry, care mânca atât de mult, se spune, a fost ocotită cantitatea de carne și spunea că, nu știu, trei vagoane de carne în nu știu câte luni, care a murit tot datorită unei gute severe gute, dată da, de carne. Când se ducea la masă și se așeza fiind imens, da, rubensian... Deschidea omul. Nu, îi se rupea nasturile da, de la vestă. O dată, de două ori, de trei ori și la un moment dat, când s-a așezat, l-a deschis dinainte, că știa că o se rupă. Aia toți au zis modă. Ce-a făcut majestatea? E o modă, nu știți voi, o modă a lansat majestatea, că e corect, genial. Corect. Și așa ce chestie tare. Și astăzi sacoul în mediile informale se țin cu ultimul nasul e deschis. Dacă e o întâlnire oficială de stat și așa mai departe, nasul e sunt închis. Corect. Adică toate elementele acestea s-au dus în partea aceasta de contemporan. Că purtăm costum, că nu purtăm costum, că purtăm pantaloni scurți. Ok, în anumite contexte, nu poți să-l port pe stradă sau da, și așa da, mai departe. Da? Dar până la vestimentație și modul mi-am adus aminte de o vorbă, o reclamă celebră în perioada comunistă a săpunului cheie. De vrei să cucerești femeia, spală-te cu săpunul cheie. Foarte mulți oameni nu înțeleg că atunci când tu poți să-ți pui un veșmânt pe tine, poți să-ți pui un costum pe tine, dar gândește că ai două elemente care sunt mult mai vizibile decât costumul. În primul rând este chipul care ar trebui să fie spălat, îngrijit și așa mai departe, dantura implicit
și mâinile, cele care comunică. Adică nu poți să, da, să, să apari la majestatea sa rege. Acestea sunt elementele acestea de față. Pormă, ținutele suferă, transformă nuanțe în funcție de context, de moment, de eveniment și așa mai departe. Avem și la curs o rubrică întreagă destinată veșmântului și a vestimentației. Ele se împart, cum spuneam, între stil și modă. Și moda, da, este o chestie care trece. Trecătoare și stilul. Costumul, dacă o să-l iau peste 3 ani, o să fie la fel. Grosomodo o să fie la fel dacă nu mi l-am făcut la comandă și așa mai departe. 5 minuțele ne uităm și pe pozele cu care ai venit? A, nu, că nu sunt chiar... Hai să trecem puțin prin ele. Georgica, dacă se poate... Foarte bun vinul, nu știu de unde l-ați adus. De la... Cine la? Asta e foarte interesant, asta a fost prima mea când am dat drumul la firmă, a fost prima carte de vizită pe care mi-am făcut-o și a rămas logo. Eu am crescut cu logo-ul acesta, am crescut în fiecare zi îl vedeam. De ce? Pentru că pe ușa de intrare în casă sunt niște încadramente din fier forjat masive și reprezintă Iorgu Steriu. Da. Da? Și păsând tradiția ospitalității din 1974, pentru că na, așa am decis să creez brandul de imagine de data aceasta. Hai să vedem. L-am adus eu foarte multe poze. Ei, cred că așa... Asta că trebuie să facem un teaser. Pe 23 septembrie avem primul curs de toamnă de data aceasta la... pe Calea Victoriei, la Grand Hotel Continental. Am avut surprinza că în decursul timpului nu n-au venit către mine doar persoane fizice de la instituții, corporații foarte mari până la instituții ale statului foarte mari și instituții chiar foarte mari au venit și am avut surpriză să mă trezesc cu cerere din partea lor. Lucrez în continuare și cu câteva instituții ale statului și din prisma relației pe care o am cu Maie, dar mai mult decât atât am văzut că este nevoie de așa ceva și exact ce am vorbit în toată perioada asta. Nu există o variantă viabilă unde să te duci să... Dom'le, astăzi vreau să mă specializez în asta. Luna viitoare poate vii la un curs de diplomație aplicată. Peste 2 luni poate vii la un curs de oratorie. Mai am un partener care fac cursurile de oratorie și public speaking. Adică există mai multe variante pe care poți merge, da, doar asta. Hai să facem asta. Da, asta e... Da, ai explicat, ai povestit-o, da? De obicei, pentru că în ultima perioadă mi s-a oferit și postul de MC. MC-ul e foarte interesant. MC-ul nu este DJ-ul. DJ și MC e cu totul altceva. Maestru de ceremonii este o chestiune care apare în evul mediu timpuriu. Atunci când se dădeau petreceri la curțile regale, MC-ul era cel care stătea la intrare și anunța, cine a intrat. Da? Așa s-a născut și cartea de vizită. Da. Cartea de invitație pe care ți-o trimiteau acasă pe vremuri, regele are plăcerea să invite pe contele și contesa cu tare. Tu o luai, ajungeai la palat, i-o dădeai MC-ului și MC-ul o lua și o citea. Contele și contesa cu tare. Și era o prezentare generală. Dacă nu putea să se ducă, eu sunt contele. Și atât, și intra om. Și în ultimii ani am început și partea aceasta de prezentări de evenimente, tot cu legătură de Horeca, evident, de ospitalitate, pentru că, aici ne-am. Eu nu am foarte multe poze, pentru că foarte multe din evenimentele mele au caracter privat. Da, corect. Și atunci, nu știu, cursurile de companii sau cursurile de instituții ale statului, nu pot să le afișez, da, așa și am avut eu... Asta merge mai departe, da. Aici tineretul revoluționar, că toată lumea mi-a zis, doamne, dar nu mai fete la cursurile tale. Păi, am pus-o special pentru că este oarecum trist pentru societate. Publicul de cursuri este 70% femei, 30% bărbați la cursurile mele. Ce ne spune nouă despre societate? Bărbații știu, nu mai au nevoie. Da. Și femeile vin doar să se perfecționeze, pentru că ele și așa căutau viitoarele mame soacre și așa căutau nod în papură, cu ghilimele de rigoare. Păi stai că nu, uite, nici supa nu știe să mănânce. Păi da, am fost eu la Virgin și mi-a arătat mie cum. Da, mă rog. Corect. Ceea ce este ciudat că publicul este foarte... Să mergem mai departe, să nu rămânem blocați. Uite, aici sunt la un proiect foarte drag mie, lângă București, probabil cel mai tare resort făcut în România și cea mai mare investiție în ospitalitate. Zine. E Casa Timiș. Ah, da.
Este proiectul care a revoluționat lumea ospitalității, dar trebuie să precizez că din păcate nu va revoluționa lumea ospitalității, va revoluționa lumea ospitalității europene și mondiale. La nivelul de proiect care este acolo, deja România începe să devină mult prea mică pentru ce dezvoltă, adică la ce nivel sunt, este extraordinar și mă mândresc că am făcut parte din, corect, și fac în continuare parte din proiectul acesta. Bine, avem proiecte mult mai mari și mult mai ample la nivel național pe domeniul ospitalității, hoteliere și așa mai departe. În Poiană, de exemplu, am un hotel la care sunt partener de mai bine de 8 ani de zile, deși este primul care am început, un hotel mare în Poiană, mă rog, prin țară, mare, munte, suntem cam peste tot. Și asta pentru că tot încerc de un an de zile să nasc prima academie de protocol și ospitalitate, se numește APO, în loc de Aliu Oliu Peperoncino, AOP, am zis APO. APO. Tot încercăm să scoatem o academie, dar e foarte dificil pentru că să o faci de unul singur nu e greu, dar să o faci la un nivel mai mare sau la un nivel național e un pic mai dificil pentru că e ok, pot să-mi fac cursurile mele, vin 30-50 de oameni la cursurile mele, e suficient. Dar o academie nu înseamnă asta. O academie înseamnă o moștenire pe care o lași țării, în primul rând, pe care o lași urmașilor generațiilor viitoare. Așadar, dacă instituțiile nu în următorii ani, pentru că este un proiect pe termen mediu, scurt și mediu, 3 până la 5 ani de zile, dacă instituțiile nu vor veni parteneri, atunci avem o problemă. Deja avem discuții câteva instituții la nivel național să preluăm și partea de licee și partea de formare, dar este un drum foarte, foarte nevoios. Cum mi s-a întâmplat, am predat pro bono în câteva licee în București și la un moment dat m-a chemat cineva de la o onorată instituție de învățământ și mi-a zis, după ce programă lucrați? Păi după a mea. Ce e asta? Păi e foarte bine. Păi ne dați nouă programa dumneavoastră și cursul și noi îl trimitem până țară și... Păi asta. Cu cine? Cu mine vorbi? Nu vă spărați că nu înțeleg dacă mai aici... Adică camera ascunsă unde? Hai mă, ieșiți afară, gata, am înțeles gluma. Gata. Deci eu am vrut să fac o chestie, mai ales pentru tinerii care sunt acum un pic... cu asta închid pentru că am văzut în ultima perioadă foarte mulți tineri, Cătălin, foarte mulți tineri. Deci eu am avut un copil acum 2 luni de zile care avea 11 ani. Deci o fetiță de 11 ani a venit, a stat 9 ore la curs și la sfârșit am întrebat-o cum a fost, a venit cu părinții, cu mama și cu tata și a zis, extraordinar, mi-aș fi dorit să mai dureze. Foarte 11 tare. Ani. Foarte tare. Și a stat 9 ore într-un curs care este destul de greu, adică e pentru adulți, cu istorie, cu parte de chestii tehnică și așa mai departe. Voiam să te întreb ce-ți dorești acum pe final, dar am văzut ce-ți dorești. Să se facă APO. Da, este unul din pașii de înființare, pentru că am devenit de 3 ori tată, să spunem așa, deja e înregistrată. A doua mi-a ieșit chiar săptămâna asta, am făcut prima asociație care se dedică exclusiv cercetării științifice și istorice în lumea românilor. Se numește Asociația pentru Istorie, Cultură și Artă la Porțile Orientului. Și cercetați, avem 2 cărți de cercetare științifică aproape gata să vadă lumina tiparului, ne mai trebuie un pic de ajutor acolo din punct de vedere al finalizării acestuia, dar vrem ca aceasta să fie cireașa de pe tort, această academie care va forma, atenție că în academie să știți că se iau și, eu am studiat destul de mult academiile lui Platon și să știți că se luau și copii talentați din medii defavorizate și nu numai, care se creau viitori ucenici. Astăzi cea mai mare problemă în orice industrie, dar mai ales în industria mea, este să-ți găsești un ucenic. Eu, slavă Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat un să astfel de... Să lași cuiva ceva. Să poți să-l formezi, să vezi dacă are dragoste către profesie, dacă are aplicare către domeniul. Și ai găsit? Am găsit unul, este în formare. Bravo. În formare, să vedem că a luat tânăr, încă nu știm. Prima bucurie că l-ai găsit și că simte ceva, știi? Dar nu ceva. Sunt, îi găsești foarte, foarte greu. În orice domeniu. În orice domeniu. În orice domeniu. De la instituțiile mari până la, nu știu, prăvălie, că vorbeam de copii de corect, prăvălie. Corect. Virgil, o încântare ca întotdeauna. Mulțumesc. Deci să dea Dumnezeu să-ți iasă astea, cât mai așa. Yes. Oamenii să te caute, cel puțin la cursul. Noi cred că pe atunci o să apărăm cu el. Deci pe 23 septembrie ați văzut, îl căutați pe Virgil acolo. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Mii de mulțumiri și pentru cadouri. Cu mult plăcere. Și să dea Domnul, cum să terminăm? Să spunem ce? Să dea Domnul să ne schimbăm.
da? Din toate punctele de vedere, al ospitalității, al politeții, al cum așezăm, cum mâncăm la restaurant și așa mai departe, pas cu pas. Pentru că am stabilit că n-am avut în spate lungă experiență care să dureze în secole. În mici etape se în pot mici face etape. Corect. Și ca să terminăm într-o notă optimistă, corect, și stropită cu vin, da? Mi-a plăcut foarte tare că noi ciocnim la sfârșit. Da. E bine, toastul, deși are proveniență din Evul Mediu, când boierii aveau tendința să se otrăvească între ei și își ciocneau cupele foarte tare, ca nu cumva să, și de aceea spune, privește-mă noi când ciocnim. Da. Să știți că obiceiul acesta provine din, cel puțin în zona noastră a României, provine din, acolo am găsit primele scrieri mai serioase, care le-am pus corespondent în ciocnirea aici și zic, ce facem noi bărbați când începem să bem a doua sticlă de vin? Ai noroc la fiecare pară, ai noroc. Și am găsit-o în scheile Țării Moldovei la Ștefan cel Mare, la drept credinciosul Ștefan cel Mare, care spuneau că, citez, în divanul domnesc, în zile de mare sărbătoare se adunau până la 70 de boieri. Și ca nu cumva unul să rămână mai prejos în fața celuilalt, fiecare se ridica și ciocnea un pocal de vin în cinstea măriei sale. Eu nu zic că ciocneau 70 erau de pahare, dar erau veseli. Da. Așadar, terminăm cu lucrul acesta. Și ciocnim. Nu ciocnim. Nu ciocnim. Bun. Nu este obligatoriu la toastă. Este doar. Dar asta merge cu cola sau cu apă, cu întuneric, cum zic eu. Adică nu dăm cu... Nu, când dăm noroc. Când dăm noroc, putem să dăm noroc și cu suc sau se dă noroc? Că se spune dau noroc cu omul, nu cu ce are în pahar. În mod normal se poate da noroc cu orice. În mod normal. Dar atenție, avem... nu se toastează, pur și simplu se ridică până la nivelul ochilor, alavotr. Am înțeles. Mii de mulțumiri încă o dată, toate cele bune și nu uitați că cea mai rosită dintre zilele noastre este cea în care nu am învățat ceva. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!